înainte de a... Bună ziua, domnilor consilieri. Înainte de a supune la vot orice domnul secretar propune, dacă sunteți de acord, să votăm procesul verbal din 29.12.2017 de la ședința ordinară. El a fost publicat pe site, l-am citit deja. Trebuie să adăugați ceva. Păi, presupun că trebuie să venim cu ceva modificări, dacă sunt... avem ceva modificări la procesul verbal, nu? Da, da. Sigur. Da, vă ascult. La problema pe care am ridicat-o cu cheltuielile, fraza suna cam pe luni, pe luna noiembrie nu s-au publicat până pe data de 10 decembrie. Deci asta nu apare în procesul verbal. Și spusesem că să se găsească persoana, adică să știm și noi odată cine e persoana care e responsabilă cu publicarea cheltuielilor, pentru că se pasează responsabilitatea. Au apărut chiar ieri sau chiar astăzi, că le-am găsit. Deci eu spun că înaintea ședinței s-au urgentat un pic și au fost publicate până la urmă. Și o rugasem de asta, să vină doamna contabilă în ședință să ne dea ceva lămurit din ceea ce privește cheltuielile. Acum, având în vedere că n-am reușit încă să le studiez, că abia au fost publicate, o să port, am o discuție cu doamna contabilă să avem ceva lămurit. Am depus o cerere la secretariat pentru ceva lămuriri în funcție de anumite proiecte care le are, de anumite contracte care le are primăria. După aia, o să vorbesc pentru domnul Butnaru. La el a fost foarte scurtă intervenția, a fost foarte simplificată. Domnul Butnaru spune, avem probleme cu cetățenii care îngrădesc domeniul public. Și vă spun unde. Nu dăm nume la Răgătău. A fost un dialog cu domnul primar. El nu apare în procesul verbal, da? Domnul primar spune atât, păi atunci opriți-vă. Sesizare scrisă. Poți să continui, dar el nu apare. Vreți să vă citesc până la capăt? Da. Eu am făcut procesul verbal la ședințe și nu stenogram. Asta e diferență. Într-adevăr, dacă la un moment dat există dialoguri între două persoane care pot la un moment dat să aibă și perioade de pauză care eu n-am cum să le identific în proces verbal, eu cred că discuția cu domnul Butnaru care este aici de față a fost redată. Adică era vorba despre acea îngrădire a domeniului public de către cetățeni. Da, bine, concluzia era că domnul Bunar a spus că domnul Bunar a spus că el n-a văzut. Concluzia domnul Bunar era, păi, eu cum am văzut dumneavoastră că n-ați văzut. Nu apare lucrul ăsta în procesul de dat. Concluzia asta... Eu zic că e un lucru important. Zic eu. Dacă domnul Butnaru ține această, solicită această modificare, da. La fel, apare discuția referitoare la doctor veterinar. Domnul Bunam spune că nu există, nu avem doctor veterinar. Din câte țin eu minte, acum e destul de mare, așa știu că a apărut cea legată de doctor veterinar. Vedem foarte rar. Da? Și revin la mine, la final, am avut o completare la... Deci ai spus cea legată de publicarea până pe 10 decembrie, exact, da? Nu apare data și nu apare faptul că am știut să, persoana, să știm și cine e persoana responsabilă. Deci dacă vă uitați pe filmare, vedeți, să puteți compara. Din păcate, chiar dacă există o filmare, de multe ori vocile se suprapun. Eu am reușit. Și acolo unde, nu spun, eu nu reușesc să fac stenogramă, să pun cuvânt cu cuvânt. Acum cred că fiecare consilier poate vedea că eu cosmetizez anumite... Fac o paranteză. E un progres. Deci e un progres enorm față de cum arătau procesele verbale până la vinerea noastră și față de cum e acum. Deci vă mulțumesc. Și cred că ați remarcat și faptul că anumite discuții care la un moment dat intervin între persoane legate de... diverse teme care excedă oarecum cadrul consiliului, eu le dau deoparte că... Parcă există o tentă de cosmetizare, așa, unde nu ne în place... În beneficiu cu Eva sau... Unde nu ne place că domnul primar, de exemplu, a fost un pic tras de mânecă. Aha. Am cosmetizat dar nu, pic... am avut în vedere, dar ce să spun. Da, asta e senzația. Deci, haideți să sintetizăm. Este vorba de acea publicare până pe 10 decembrie, a cheltuielor pe luna noiembrie, da? Okay. Punctual, da. Ca să... La domnul Butnaru, problema cu îngrădirea. Da. Acolo, cum considerați așa. Iar la urmă, la punctul de diverse, când s-a discutat de problema cu salubritatea, eu am venit și cu intervenit și am oferit o soluție. Am spus că... Cea cu cei de la 416, exact, da. Exact. Nu apare în procesul de bani.
Și încă un lucru care mai am de spus, am solicitat la ședința trecută ca domnul primar să vină cu măsurile pe care le-am luat pentru a rezolva problemele pe care le-am sesizat noi la ședința trecută, da? Punctual, deci scris exact ce s-a rezolvat. Domnul primar, ne reprezentați la începutul ședinței sau la final? Mulțumesc. Domnul președinte, dacă se poate, deci domnul secretar, nu este în permisă. Să știți că mie personal îmi place cum mă lucrați, dar acolo unde se muncește, poate să mai și greșește. Eu am venit cu niște, să le zic, modificări la ceea ce a spus eu în cuvânt. Nu mai știu exact ședințele, dar au fost una după alta. Era vorba la praf și în praf și chiar cheltuim miliarde. Deci n-ați revenit, ați promis că reveniți la procesul verbal din la ședința anterioară și o să modificați. Uitați-vă pe site că n-ați modificat. Și mi-aș dori să vă țineți de cuvânt. Mulțumesc. S-a modificat. Nu, dar pe site n-ați modificat. Cred că nu s-a dat procesul verbal doamnei Mădălina. Nu, dar personal m-am uitat, fără să vreau, am țărit. Da. Adică toți ne uităm, sigur s-a făcut modificarea. Dar nu s-a... actualizat de pe site. Nu mai uităm încoate împreună și... Nu, așa ca să avem un curs normal. Asta ce înseamnă? Vreți să-l modificați și să-l propunem pentru... Îl aprobăm. S-a promis că amendamentele alea vor fi rezolvate. Cine este pentru aprobarea procesului de abat din 29 de zi, să ziceam? Programul de audiență. O să trecem la ordinea de zi. Și o să supunem spre aprobare cu precizarea care a fost la început că ar trebui să existe și punctul 8, pe cel cu întrebări și interpelări. Domnul secretar a precizat că datorită unor factori externi a putut să treacă și ultimul punct. Și dacă sunteți de acord, să avem și punctul 8. Cine este pe rând? Dau citire ordine de zi. Ordinea de zi are 8 puncte. Primul punct este proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. Inițiator domnul primar Ceroavă Gheorghe. Al doilea punct. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, ADIP, inițiator, domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. La fel, inițiator este domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, inițiator domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Inițiator, domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice juridice ce vor oferi asistență, reprezentare, consultare juridică în dosarul 4415/110 din 2016, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, inițiator domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea programului de audiență al consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primarul domnul primar Ciorabă Gheorghe. Și punctul 8 despre care vă spuneam, vă și interpelări. Dau cuvântul domnului
din martie de punctul 1. Trebuie să pusă la votat. Da. Și am eu o completare. Am avut o discuție cu domnul secretar, cu domnul primar. De punctul meu de vedere, nu s-a respectat termenul din nou de 5 zile între data convocării și data ședinței. Legea spune clar 5 zile. Conform studiilor pe care le-am făcut, am văzut că din start zilele de weekend nu se iau în considerare. Invitația a fost trimisă vineri, deci practic singura zi între convocare și ședință este ziua de luni. Mi-am rezervat dreptul de a mă abține în ședința de comisie la vot, la fel voi face și în ședința de astăzi. Și am zis că o să fac o sesizare către prefectură, să vedem unde este, pentru că interpretarea domnului secretar, a domnului primar, este că cele 5 zile, cu tot cu ziua în care se trimite invitația, cu tot cu ziua ședinței. Nici așa nu iese, dar... Ba da. Deci dispoziția, dacă dați voie să vă răspund, dispoziția e dată pe 19 întâia. S-a luat lumina și n-am terminat de băgat toate cutiile la mapă. Într-adevăr, au fost trimise vineri, asta recunoaștem și v-am recunoscut și dată din prima, și punând vineri, sâmbătă, duminică, luni și marți, în 5 zile. Deci fără ziua în care am făcut dispoziția. Legea e... Aveți tot drept. Eu am găsit un articol dintr-un cod de procedură civilă care se prevede că nu se iau în zile de weekend. La fel nu se iau... Se referă... Un pic. Întrebare. Se referă efectiv la legea 215, codul de procedură civilă? Sau? Nu. Este... Întrebarea, problema care a fost ridicată pe avocat net, este exact referitoare la perioada în care se poate era vorba de o ședință extraordinară, cât timp trebuie să fie între. Și după spune deci, clar, dacă se convoacă lunea, ședința atâta timp, articolul 39 din legea 215 spune clar, convocarea Consiliului Local se face în ședința ordinară cu cel puțin 5 zile, dar nu spune libere, nelibere, așa, cu cel puțin 3 zile sau imediat în cazul care te trebuie. Punctul meu și până acum nu am avut niciodată discuții. 5 zile astea, că e weekend, nu citesc eu, că e weekend, nu știu ce. Răspunsul ar trebui să prindă la domnul secretar actual. Tot pe internet am văzut și eu și era un răspuns de la Prefectura Alba, să căutați, tot la o asemenea sesizare și răspunsul era de la prefectură către primăria respectivă că se iau în calcul și zilele de weekend. E răspunsul prefecturii Alba. Îl căutați pe internet. L-ați găsit? Articolul 39 nu spune bine lucrătoare. Dar vezi că este răspunsul. Domnul consilier, de principiu, de principiu, legea spune așa, atunci când nu se prevede în mod expres că este vorba de zile lucrătoare, se consideră că este vorba de zile calendaristice. Ceea ce ați găsit dumneavoastră și mi-ați arătat pe acel site, dar nici măcar nu este vorba, e o platformă în care lumea pune o întrebare și persoane care nu sunt neapărat certificate răspund. Odată că se referea la codul civil abrogat în 2009, a doua, pentru că acel articol lui a fost abrogat, a doua că se, dacă ar fi să ne raportăm, era vorba de termene procedurale. Acele termene procedurale se referă la procedura în fața instanții față de termenele de care sunt ținute persoane care se adresează unei instanțe. Mai departe, codul civil și Constituția prevede lucrul ăsta, legea generală este completată cu legea specială acolo unde există aceasta. Ori 215 este legea specială care se aplică. Nu putem să ne raportăm la termene, luăm ceva și din codul civil, de procedură civilă din codul civil și ceva din lege. Dacă eu am întrebări referitor la proiect de ordine de zi și a fost sâmbătă și duminică, cui le adresez dacă nu e nimeni în primărie? Nu trebuie nimeni să mă facă nimic. Întrebările adresați inițiatorului. Păi și s-au dat jumica, de unde găsesc inițiatorul? Da, luni m-ați găsit. Deci ajungem la ideea că doar luni vă puteam găsi. Nu, vă puteați găsi și eu cred că n-am telefonul meu deschis și sunt bătut jumica. Adică e o chestie de, știți cum, nu știu. Dacă e dreptul dumneavoastră, considerați că am greșit
puteți merge mai departe, eu consider că n-am greșit și mergem în continuare. Interpretarea unitară a legii nu o face nici prefectura, nu o face nimeni decât în alta curte de casație și justiție cât este nevoie de interpretare unitară. Prefectul la Alba zice într-un fel, prefectul la Bacău zice cum îi convine lui, legea spune 5 zile și eu consider că alea zile... Da, da. Normal. Așa mi se pare mie. Dacă... Da, supunem spre aprobare ordinea de zi astăzi. Cine este pentru? Nu e unanimitate. Am luat abținut, da. Mă scuzați. Dăm cuvântul domnului primar. Impunerea de motive privind la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 23 ianuarie 2015, prezintă aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată de județul Bacău cu modificările și completările ulterioare. N-am să vă dau citire întregii expuneri pentru că are vreo 4 pagini. Și o să vă am sintetizat câteva lucruri care vreau să vă reacționez la comunitate. Masterplanul pentru județul Bacău în sectorul de apă și apă uzată a fost elaborat în cadrul programului de asistență tehnică măsura ISPA 2005, în baza unui contract semnat de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, cu consorțiu format din două firme de consultanță, ILF Consulting Energy și Hidroinginerii. Acesta a fost elaborat în perioada 2007-2009 în cadrul programului proiect municipal de servicii asistență tehnică pentru pregătirea proiectului de apă uzată și apă în județele Prahova, Buzău, Neamț, Iași și Bacău. Și a fost aprobat de către Consiliul Județean prin hotărârea numărul 118 din 2009. Masterplanul actualizat pentru alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Bacău a fost elaborat în cursul anului 2013 de către firma de consultanță SECE Fitness Environment, SRL, mă scuzați engleza mai puțin, și SECE Inter Development, SRL, în cadrul proiectului extinderea și realitarea agrofirmei, da? Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, finanțat prin post mediu 2007-2013, și a fost aprobat de Consiliul Județean Bacău prin hotărârea 14 din 2015. În perioada 2013-2017, în județ au fost realizate investiții în domeniul apei și apei uzate prin intermediul post mediu PNDR-PNDL, bugete locale și alte surse legate constituite, astfel încât pentru accesarea fondurilor europene, prin POIM 2014-2020, s-a impus actualizarea acestui documentație. Actualizarea masterplanului este o cerință obligatorie și esențială pentru elaborarea și aprobarea documentației necesare accesării fondurilor europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM, 2014-2020, în conformitate cu ghidului solicitantului POIM din axa prioritară 3. Bine. Posibilitatea tuturor unităților administrative teritoriale de județ de a accesa, în perioada imediat următoare, diverse surse de finanțare pentru proiectele pe care le pregătesc și care nu au fost incluse în lista de investiții prioritare masterplan aprobat în 2015. În actualizarea masterplanului s-a ținut cont de următoare. Masterplanul actualizat a fost îndomnit în perioada 2013-2043. Se consideră an de bază, anul 2016, și primul an de previziuni, anul 2017. Astfel, în prezentarea datelor istorice, sunt utilizați anii 2014-2015-2016, iar previziunile sunt făcute pentru anii 2017-2047. Masterplanul a fost elaborat pe baza documentului inițial ghid de elaborare masterplanului pentru proiectele de apă și apă uzată. Revizuirea și actualizarea masterplanului s-a realizat în cooperare cu ADIV, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, operatorul regional SECE, Compania Regională de Apă Bacău și toate unitățile administrative teritoriale din județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 16 alineatul 3 litera și al articolului 7, articolul 1, litera alineatul 1, din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIV, cu modificările și completările ulterioare, strategiile de dezvoltare ale serviciilor de utilități publice se aprobă în adunarea generală a asociației și sunt votate de către reprezentanții unității administrative teritoriale în baza unui mandat special acordat expres în prealabil prin hotărârea autorității deliberative a asociatului și al cărui reprezentant este. Ca urmare,
a comentariilor și a recomandărilor primite, societatea respectivă a înaintat Consiliul Județean prin adresa numărul 525 din 22 a 12 a 2017, masterplanul actualizat în sectorul de apă și apuzată de județul Bacău, în varianta finală, în vederea aprobării. Masterplanul actualizat 2018 poate fi consultat pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, www.adibacau.ro, secțiunea Masterplan 2018. În vederea celor prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul, prezentul proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 23 ianuarie 2015 privind aprobarea masterplanului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Și acum o să vă fac și o paranteză. Într-adevăr, în anul, știți prea bine că suntem aprobați cu alimentarea de apă și apă uzată, canalizare pentru zona satelor adiacente, Sohodor, Brecea, Galet, Bazga și Răcătău. Urmând ca în anul 2017 am avut purtat o discuție cu un reprezentant al firmei de consultanță în care am prins ca și obiectiv extinderea și prinderea și alimentarea cu apă și canalizare și a satului Horgești. Deci suntem la ora actuală cu proiectul aprobat, n-am primit nicio veste, niciun apel de la Ministerul Dezvoltării pentru a merge să semnăm banul ăsta la apă, nu. Suntem în achiziții, vorbeam de școală socială cu PNDR, mă iertați. Nu, suntem în am depus pe site-ul nostru procedura de achiziții, așteptăm terminul să vedem dacă se prezintă cineva pentru a efectua o ofertă, pentru a efectua proiectul tehnic pentru alimentarea cu apă. Iar prin aprobarea acestei modificări, suntem prinși, v-am spus în urma discuțiilor cu consultanții respectivi, suntem prinși cu proiect și după ce vom aproba, vedem care sunt pașii următori, pentru a iniția proiectul de alimentare cu apă și apă uzată și în satul acesta. Asta este paranteza pe care am vrut să țin să vă explic. Trecem să discutăm pe comisia. Comisia pentru buget. Aviz favorabil. 4 pentru și o abținere. Comisia pentru învățământ. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Dacă este cineva care se înscrie la cuvânt, referitor la punctul numărul 1. S-a deschis procedura de atribuire a contractului? Nu. S-a deschis procedura de licitație pentru efectuarea proiectului tehnic. Trebuie să apară pe SEAP acest lucru? Da, dar l-avem afișat. Nu există. Bun. Ați citit... Povestea e lungă. Da, povestea e lungă, asta vreau să spun. În mare m-am explicat în... Acest master plan, pentru că m-am uitat un pic peste el, are 497 de pagini. Timp, tocmai de asta nici nu l-am... Ar fi fost bine ca în această expunere de motive să vedem exact ce punctual, ce afectează Horgești. Păi v-am explicat în paranteza pe care am făcut-o, v-am explicat. De exemplu, apare în master plan, apar nivelurile de nitriz din apă, unde Horgeștiul stă foarte bine. Nu știu ce măsuri să ia ca să îmbunătățească lucrul ăsta. Apare lucrul ăsta care se zice că până în 2020, inclusiv satul Horgești, din asta a spus că da. Nu se știe, dar în master plan... N-am zis că nu se știe. A, deci să știe. Am zis, pe dar v-am explicat în discuții cu până în 2020, inclusiv satul Horgești va avea... Nu va avea, vom deschide proiectul, ia locul în
vom da drumul la proiectul pentru alimentarea cu apă și la apă uzată și în satul Vorgești, așa am zis. Am zis că nu se știe. Conform noului master plan. Deci la punctul unde 631.30, sistem de alimentare a Vorgești. Da. Deci în etapa 2, 2014... Exact, etapa 1 e cea pe care e efectuate următoarele investiții, deci ca și cum se realizează lucrurile. Nu. Investiții înseamnă proiect. Noi nici n-am apucat proiectul și investiții. Nu ne-am apucat când e aprobat proiectul ăsta și n-am apucat de investiții. Nu. Și eu prin investiții înțeleg să realizez... Și asta e investiții. Să faci un proiect la alimentare cu apă nu e chiar ușor, să știi. Bun. Și domnul Dancă vă poate răspunde cât a costat proiectarea. El e împărțit pe faze, dar după aia urmează următoarea fază 2020-2040. Sau așa, unde nu mai apar investiții. La Comuna Hotești nu mai apar investiții pentru rețeaua de distribuție de apă. Nu, pentru că noi suntem împrinși în 2016-2020. Asta înseamnă. Deci sunt alte comune care nu intră în etapa asta și intră în etapa următoare. Am înțeles. Mai zic ceva de la... Să înțeleg concret ce modificări a dus proiectul ăsta de hotărâre, impune alte modificări? Nu, îi dă practic posibilitatea ca să se facă exact, dumneavoastră știți că a fost blamat destul asupra de ce s-a făcut acolo, să intre și... A fost campanie electorală, nu? Nu, nu mai, dar și nu lăsăm, lăsați asta ideea. Că a fost și după campanie, nu? Tot faci parte, tot din campanie. Atunci nu mai zic, dacă tot e așa... Deci nu, pentru faptul, deci eu, în momentul când au venit consultanți, am zis, nu, domnule, trebuie prins și așa cum au fost vocile și în Consiliul Local, să prindem și satul Vorgești. Deci, exact, au coborât tacheta și ne-au dat voie să fim prins și în, de exemplu, era o situație în comuna largă, în satul larg al comuna Bălcescu, nu le dă voie pentru că era și distanța mare și nu erau locuitorii. Mai sub 1000 de locuitori și au zis, nu se justifică investiția. Și eu explicat lui domnul primar, de acolo chiar ne uitam și era foarte dezamăgit, că prin fonduri proprii sau prin alte fonduri, nu prin POIM. Deci eu zis destul de clar și a fost foarte dezamăgit domnul Schiller, era destul de supărat. Bine, dumnealui are... Mai are de făcut drumul până la Norgus, asfalt după aia. Nu știu, eu n-am fost în zonă, dar eu vă spun că eram în cadrul ședinței. Și o ridicat problema respectivă și nu-i prins. Ar putea să prindă exact ce am zis, după 2020, dacă o să fie, da? Ceea de mesaj de care au venit de la masa a fost că nu. Deci nu justifică investiția, ne fiind locuitori. Logic nu există, așa că vă dați seama. Da. Asta ar fi modificarea, adică au coborât tacheta, nu numai aglomerări de 2000, peste 2000 să fie și sub, ca și posibilități, sunt câteva, n-au intrat toate comunele, dar fiecare au... Era un kilometru jumate până acum, care da, ne-au dat voie să facem, deci ne-au aprobat și ați văzut, exact cum a zis domnul Dămoc și am verificat, suntem prinși pentru... A putea, da, deci după ce se va face cu hotărârea Consiliului ăsta, hotărârea AGA, ADIP, care cred va fi la începutul lunii februarie, să vedem următorul pas care trebuie aprobată chestia asta și să vedem modalitatea de a demara proiectul de proiectare. Dacă nu se mai scrie nimeni la cuvânt, propun spre aprobare punctul 1 la ordine de zi. Cine este pentru? O ține, domnul. Aveați un întrebare referitor la... cu doamna Mădălina. Întrebați-mă pentru că nu apare pe SEAB nicio licitație deschisă. Nu apare pe SEAB, nu. Ba da, dar e în curs de aprobare. Adică trebuie să o aprobe mai întâi ANAP-ul și după aceea va fi deschis. Adică, momentan, verifică documentația. După 26. Deci, am luat prima, notez că e deschisă, deci ar trebui să apară. Au fost trimise documentele spre verificare, avem termen 10 zile, 10 zile sunt pe data de 26. După data de 26... O să mai am ceva întrebări la punctele diverse, referitor la partea de achiziții publice, dacă mai rămâneți. Da. Mulțumesc. Trecem la punctul 2. Al ordine de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău.
În primarea discuție. Da. Deci, spunele de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare în Ceo Comunitară, ADIP Bucoac. Prin adresa numărul 9 din 10-1-2018, registrată la Primăria Comunei Hoceș, județul Bacău, numărul 189, 11-1-2018, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIP a solicitat aprobarea cotizației anuale în patrimoniul asociației motivat de prevederile OG numărul 26/2001 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completările ulterioare. Necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a programului operațional de infrastructură mare, OIM, privind extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău. După cum acolo ne spune pentru județul Bacău cât e cotizația, pentru localități de rang 1, municipiu 400.000 de lei, pentru localități de rang 3, cuprinse în cadrul POIM 20.000 de lei, în Moldova 3.000 de lei, comunele cuprinse în lista de investiții prioritare 2014-2020 1.000 de lei și comunele fără investiții în infrastructură de apă și canalizare 100 de lei, așa cum am fost noi până acum. În aceste condiții am inițiat acest proiect de hotărâre prin care vă rog, doamnelor și domnilor consilieri, să-l aprobați în forma prezentată cu propunerea mea în subliniat acolo. Comunele cuprinse, suntem cuprinse în lista de investiții prioritare, așa că, vrând vrând, acolo e locul. Mai scump. Am urcat o treaptă. Locul e scump. Am urcat o treaptă. Da. Comisia juridică a vist favorabil. Învățământ. Ce aș spune? Dacă din domnul consilier vor să se scrie la cuvânt. Dacă nu propun să fie aprobare punctul 2 al unui domnului, cine este pentru? Obținem. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Deci, propunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare pentru concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru Salubrizare Bacău are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de bază, strategii de dezvoltare a acestuia. Urma adresei ADIS, înregistrată la noi, ne-a fost comunicată propunere pentru adoptarea acestei atribuiri și încheierea contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Având în vedere prevederile contractului de finanțare numărul 131.826 de 11.04.2011, încheiat între Consiliul Județean Bacău și Ministerul Mediului și Pădurilor în vederea implementării proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, și cunoscând prevederile documentului de poziție, precum și actului adițional numărul 1 și actului adițional numărul 2, la documentul de poziție, precum și prevederile planului anual evoluției taxelor și tarifelor pentru proiectul SIMDS, menționez că, potrivit statutului asociației, județul Bacău va fi beneficiarul proiectului, devenind proprietarul tuturor bunurilor realizate prin investiții în cadrul proiectului, care sunt componente ale infrastructurii aferente serviciilor și care deservesc mai mulți asociați. Având în vedere cele arătate anterior și rolul pe care îl are Comuna Hoceș în ceea ce privește atribuțiile asociației pentru pregătirea și aprobarea strategiei de dezvoltare într-o concepție unitară, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de
ființarea unui noi sisteme precum și a programului de protecție a mediului, conferinte de legea numărul 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, și de articolul 16 alineatul 3 litera A din statutul asociației, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Comisia Judecătorie dă aviz favorabil. Comisia pentru învățământ. Aviz favorabil. Comisia pentru buget. Domnul consilier, ce este scris la cuvânt? A cineva? Nu. Domnul primar, ca să înțeleagă toată lumea. Deci, de astăzi, de când aprobăm, noi aprobăm tariful de 4,07 pentru persoană? Nu. Deci, prin adresa respectivă, dacă s-a căutat la baza și a primit pe 19 am tăia, ne vă solicităm să convocați, pentru că va fi aga adisului până la sfârșitul lunii, vă solicităm să convocați consiliul local, atribuirea și încheierea contractului, respectiv proiectul de hotărâre privind stadiul de oportunitate, cotizația anuală, taxa specială de salubritate în 2018. Noi, așa cum am discutat și anul trecut, a fost același lucru, până în momentul în care noi delegăm aprobarea atribuirii și încheierea de să facă numele nostru, atribuirea pentru licitație de contractul de delegare și concesionare a gestiunii serviciului de operare și instalații. Din momentul respectiv, în momentul când va face licitația, procedura de licitație se va încheia, în momentul ăla vom veni cu modificarea Consiliului Local privind taxa de salubritate. Când estimați că va avea loc această licitație? Cât de repede posibil. Asta eu am zis deci, până la jumătatea anului. Până la jumătatea anului... Automat vom intra pe acea taxă. Suntem obligați. Deci până la un an... Ne vor dota cu... Siguranță toată lumea va avea pubele. Da. Bun. Asta, ca și paranteză. Referitor la adisul ăsta. Toată lumea, toate consiliile locale din județul ăsta, toată lumea e nemulțumită. Deci, toată lumea. Toți consilierii locali, dacă vor, peste tot, e problemă. La unii nu se ridică cu noi la timp, la noi e veșnica problemă pentru că nu avem pubele. Bine, am ales că nu plătim, că avem prețul mai. Primarii, când se ajunge la vot, trebuie să votăm că trebuie să mergem cu toată lumea, că altfel nu se poate. Până la urmă, parcă suntem constrânși să votăm, s-a mărit taxa acea cotizație la 6.000 de lei. O să vedem. Nu, la noi nu la 6.000, la 4 lei. A, la cotizația de comună, da. Deci s-a ajuns la 6.000 de lei. Anul trecut, cred că a fost 2.500. 2.500, da. Deci o mărire mai mult de 100%. Trebuie justificare la toate lucrurile astea. Mărim. Deci toți banii ăștia plătește. O să discutăm în momentul când aprobăm. Plătim din 2009. Exact. Deci plătim. Nu știu care e raportul față de banii pe care îi cheltuim, față de serviciul de care beneficiem. Mie nu mi se pare echitabil. Asta e treaba. Ridicăm mâna pentru că vă trebuie acolo așa. Nu vi se pare echitabil. Propunerea, adică pare a fi propunerea dumneavoastră. De exemplu, am văzut alte comune, n-au aprobat. O să sunăm la cele 6.000. O să până nu se justifică. Care e justificarea? Mărim mai mult de 100% o cotizație anuală. Sunt niște bani de la buget. Nu știu, acolo nu se ia cuvântul, domnule. Cât mărim așa? Ba da, dar la fel cum se votează în Consiliul Local și acolo, în cadrul asociației, se votează. Păi aveți drept de vot, că sunteți reprezentantul nostru. Da. Bun, nu ia niciun primar, adică toată lumea merge cu capul tăiat. Da, nu, n-ați înțeles. Și să supunem minoritatea, că asta e legea democrației, minoritatea să supunem majorității. Păi, da, în Consiliul Local toată lumea vrea... Așa să-i răspundem atidiv. Da. Deci așa cum aici consilierii votează, sunt într-o grupare politică și aprobă primarul și acolo primarii aprobă la rândul lor.
Ca să nu mă ocup de discuție de primar. Ajunge la concluzia că totul e politic, trebuie să fie bani acolo să trăiască toată lumea. Dar mai spune și adevărul. Dar nu poți face parte din ADIS dacă nu dai cotizare sau din ADIS. Până la urmă suntem membri ADIS. Nu ne convine nici de ADIS. Toți primarii spun același lucru. Da. Suntem membri ADIS, n-are ce. Da. Dacă vă retrageți. Da. Hai, ne retragem, nu mă retrag eu. Dacă ne retragem, putem noi să creăm un serviciu special? Nu, răspunsul este nu. Să avem rampa noastră? Nu. Au încercat Mâineștiul și l-au ajuns tot acolo. Și Oneștiul a încercat și s-au luat. Și nu stare să mai comentăm lucrurile astea. Câte milioane de euro plătea. Adică, discuții care, până la urmă, chiar nu au rost. Poate la anul să facem punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, noi am făcut o să vădăm că asta e treaba. O să mergem cu toată lumea ca să ne dezvoltăm, să fie și la noi cu problema gunoaielor, să nu mai fie în toate colțurile unde vrei numai gunoaie. Dar putem să facem noi o rampa noastră de gunoi, de servicii de salubritate și să avem mașina noastră, să avem toate ale noastre, atunci da, dar noi nu sunt... Bun, haideți, dacă dați voi, avem mașina noastră, ca, eu, printre alte, apropo, un coleg de partid și cu domnul primar de la Mâinești, dumnealor au serviciu de așa ceva, au mașină de gunoi, au și loc unde, dar până la un anumit loc au acolo unde îl pot depozita, până la o anumită cantitate, restul cantitate de gunoi ce-au făcut? Au incensitate, stare de alertă și multe probleme, la care au revenit, erau la un moment dat, zis, dacă nu se aliniază, ca membru ADIS, să nu mai fie membru ADIS. Nu au mai vrut același lucru. E singura groapă din noi pe care nu este la... Nu au voie, nu au acces decât ADIS. Ești membru ADIS, ai acces la groapă, nu ești mai acces. Da, da, ce faci cu gunoiul? Asta e toată chestia. Asta e întrebarea. Da, dar acum discutăm, am ajuns la tarif, dar haideți să discutăm atribuirea încheierii contractului. Dacă suntem de acord că ADIS-ul, ca și asociații care noi suntem membri, să o mandatăm să facă licitația în numele nostru a celor 22 de comuni și orașul Bacău pentru a face licitația pentru serviciul respectiv. Domnul primar. Da. Sumele astea care mi-au lăsat în pișoară. Dar n-am ajuns încă la sume, încă o dată. Haideți să nu facem două. Băi, okay. Discutăm despre sume, discutăm despre delegarea încheierii contractului. Și luăm după aia pe rând. Aia e o altă proiect de hotărâri cu sume. Dacă nu mai vrea să ia bine cuvântul, să vă supune spre aprobare punctul 3. Cine este pentru? Dacă nu acționi, da? Da, da. Trecem la punctul 4 la ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Domnul primar, vă rog. O să fiu mai scurt, deci nu o să dau tot în expunere, dar având în vedere necesitățile financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului management integral al deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare de la nivelul diverselor unități administrativ teritoriale, se consideră necesar ca la patrimonul asociației cotizația să fie stabilită în mod diferențiat, după cum urmează. Pentru județul Bacău 1.000.000 de lei, pentru municipiul Bacău 600.000 de lei, pentru municipiul Onești 100.000 de lei, pentru municipiul Moinești și orașele Buhuș, Comănești, Dărmănești și Târgu Ocna 40.000 de lei, pentru orașul Dănii Moldova 10.000 de lei, pentru comune cu o populație sub 3.000 de locuitori 3.000 de lei, pentru comunele cu o populație între 3.000 și 5.000, 5.000 de lei, pentru comunele cu o populație între 5.000 și 10.000, 6.000 de lei, pentru comunele cu o populație de peste 10.000 de locuitori, 7.000 de lei. Avem cei 40 de cetățeni ai comunii Horgești, peste 5.000, ne aduc și foloase, dar ne aduc și bonoase. Este vorbă. Da. Na. Suntem comună de categoria 1, suntem 15 consilieri și tot așa. Na. Categoria asta a comunii. O să ne arăți cu interpretabilul cu ăsta. Da, nu, fiecare interpretează, că are dreptul să interpretăm. Na. Deci cam asta ar fi. Avizul comisiilor? Rețea juridică a verzi favorabil și mă trece și pentru atmosfera. Da. Cu abținere, suportul a verzi favorabil. Domnul...
Domnul președinte de la Comisia de Învățământ, vă rog, spuneți care este aviz. Avizul comunii, nu, Comisia. Din comisie eu mă abțin. Păi nu, deci este favorabil, nu? Favorabil, cu abținere, exact cum a zis domnul secretar. Mă scrie la cuvânt? Eu. Cineva? Eu am spus ce-am avut. Vă rog. Tocmai că s-a discutat, discuția de fapt pentru acest proiect de hotărâre a fost la celălalt proiect de hotărâre, eu îmi voi spune punctul de vedere asupra acestei cotizații și a faptului că nu votăm chiar, cum se spune, cu ochii închiși și ni s-a cerut așa facem. Sunt sigură că această sumă, reprezentând cotizația, suma de 6.000 de lei, a fost stabilită în urma unui calcul asupra nevoilor și asupra cheltuierilor care sunt determinate de tot ceea ce face ADIS-ul, cu licitație, cu absolut toate documentațiile. Și acești bani, cum sunt conștientă că noi, când luăm taxe și impozite la cetățeni, vine Curtea de Conturi și verifică ce s-au făcut cu banii încasați, exact așa și pentru ADIS, aceste sume pe care ni le-au pus la dispoziție și le solicită să le fim aprobate, vin ca propune să fie aprobate, sunt rezultatul unui calcul. Și au și ei controle și se verifică dacă banii au fost investiți așa cum trebuie și au, nu au fost cheltuiți în alt scop. De aceea consider că este oportună aprobarea acestui proiect de hotărâre și vreau să se lămurească că atât eu cât și cei din Comisia Juridică nu votăm cu ochii închiși și nu chiar cum ni se cere așa votăm. Este, v-am spus, sigur este un calcul făcut pentru cheltuielile care urmează să se facă de către ADIS. Între domnii consilieri, cine se mai scrie? Da, de ce m-am abținut? Plătim ADIS-ul ăsta... V-am scris la cuvânt domnul... Da. Ba da. Da? Nu, că domnul Dămoc s-a scris înainte de asta, zic. Nu s-a scris unul cu ok. Nu, că plătim din 2009, o să plătește pe urmă și n-am beneficiat de nimic. Sunt niște tomberoane care și astea le dau foc. În rest, n-am beneficiat și s-a plătit în fiecare an sumele astea. Că au fost mai mici, că au fost mai mari, dar s-au plătit. De-aia m-am luat. În expunerea de motive, spune destul de clar să solicită acești bani pentru implementarea în bune condiții a proiectului. Da. Acum, până acum a plătit 2500, e o majorare mult prea mare. Ar fi trebuit să avem o justificare atunci. De ce a justificat această creștere? Eu cred că nu noi am trebuit să fim cei nemulțumiți. Deci cele 22 de comune plus municipiul Bacău, care noi va veni cu cotizația asta, având în vedere că se va face licitație, așa cum i-am mandatat și să facă licitație și să ne reprezinte dumnealor, cât ar fi ceilalți care sunt deja membri ADIS, care au deja licitație, au cele 65 de comune, unde sunt cu Romprestul. Dar, așa cum a zis și doamna viceprimar, eu consider că aceste sume înaintate sunt înaintate în urma unor analize financiare. Și era greu să ni se prezinte și nu acele analize financiare? M-am spus, eu așa zic, eu așa consider că este făcute pentru implementare. Uite, așa zice aici, deci avem necesități financiare pentru implementarea în bune condiții a proiectului. S-au risipit bani de la buget mult mai mulți, pe alte chestii. Da, totuși. Hai să nu mai ridicăm mâna de dragul, putea să zic, să votează... Nu ridicăm mâna de dragul, fiecare are părerea personală, votează așa cum crede de cuviință. Dacă aveți ceva de spus, spunem că doar suntem, discutăm deschis. Acestea sunt propunerile. Noi am făcut și le-am prezentat și o să punem la vot prezentul proiect de hotărâre. Se mai înscrie un domn consilier la cuvânt? Dacă nu, propunem spre aprobare punctul numărul 4, referitor la cotizația
anuală la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare în Bacău. Cine este pentru? Două abțineri. Punctul 5. Este proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 comune limitrofe și a modalității de gestiune a serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Domnul... Da. Deci, practic, sunt legate cele două proiecte de hotărâre anterioare cu încă acest proiect. Deci, am hotărât împreună aprobarea atribuirii de încheiere a contractului de delegare pentru concesionare și gestiunea serviciului de operare. Am venit și am aprobat cotizația comunii în cadrul asociației, dar acum venim cu propunerea cu proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare. Degeaba i-am desemnat să ne facă licitații, venim cu bani să plătim, dacă nu le dăm și pentru că noi nu avem, exact ce am discutat mai devreme, întrebarea domnul Costică Metică, o anticipat chestia asta, noi nu avem posibilitatea gestionarea activității de colectare și transport. Le colectăm, ne luăm mașină de gunoi sau venim cu alte idei. Ce facem cu gunoiul? Unde îl depozităm? Și atunci, ce vă spuneam anterior, această delegare a gestiunii se referă la cele 22 de comune limitrofe municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe pentru care și comuna Horgești. Eu cred că v-am explicat destul de clar, sunt poziții fel de fel. Părerea mea este că nu avem altă posibilitate decât să, așa cum am discutat cu referitor la extinderea de rețea și după ce se va realiza, vom da în concesiune cu titlul gratuit EON-ului, pentru că ei sunt cei care poate să țină mentenanța rețelei respective. Același lucru, cred eu, că în studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare trebuie mandatat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău în vederea activității de colectare și transport. Deci ei vor face licitația și vor încheia contract în numele municipiului Bacău și acelor 22 de comune limitrofe. Noi nu vom, deci licitația ne cuprinde și pe noi, ei se, exact cum anticipat doamna viceprimar, ei se vor ocupa de toate cheltuielile privind caietul de sarcini, privind toate lucrurile astea. Deci, având în vedere cele menționate și rolul pe care îl are comuna Horgești, noi suntem ca și membri în citeam în prima expunere, adică undeva din 2009 am aprobat ca să fim membri ADIS, așa? Membri fondatori ADIS. Eu propun aprobarea acestui proiect de hotărâre privind studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe pentru care ne aflăm și noi. Avizul comisiilor. Comisia juridică aviz favorabil. Aviz favorabil cu obținerea lui domnul Dăbăresc. Comisia mulțumesc. Aviz favorabil cu obținerea. Cu obținerea. Și vă spun de ce. Adică vin în fața dumneavoastră. Pentru situația asta, domnul Crețu Paso, nu știu dacă vreți să mă ascultați sau nu. Am fost în Franța, nu? În Samba, la mine de ajut. Deci, e un sat. Și la un moment dat, duminică, la o societate care se ocupa cu deșeurile astea, un câr de mașini, de 100 de mașini, stăteau la coadă. Deci, cum se procedează acum? Eu nu știu de ce la noi în țară nu se poate să facă lucrul ăsta, oameni.
Deci cum sunt 22 asta de comun? Acolo erau 31 de comun. Care veneau la societatea asta, care avea câteva, domnul Creță, m-a ascult, nu? Da, da. Câteva hectare, așa vinea omul cu mașina lui personală, îi se dădea saci și venea direct. Deci cu sacii, cartonul de o parte, hârtia la un loc, borcanii de o parte, ciment, nu ciment, moluzul ăsta care noi îl aruncăm pe toate drumurile. Deci aparte... Mai nou un tomberoane. Așa, mai rău un tomberoane, ca să știți. Și venea și stătea la coadă și cântărea oamenii. Cântărea fiecare cât a adus. Ce făcea cu hârtia și cartonul. Deci făceau anumite... de exemplu, eu am un brâu făcut din sticle. De astea, de plastic, da. Un brâu. Ați înțeles care au fost șaluri la pentru femei? Deci asta făceau din sticlele astea care noi le aruncăm pe toate drumurile. Ce făceau cu verdețurile care le vedem toate tomboeroanele astea, pline cu verdețuri. Deci erau niște prese care le făceau calupuri, m-ați înțeles? Și pe undeva, pe un deal era șire, cum erau cum sunt șirele la noi de paie, deci se mărunțeau, punea niște, nu știu ce, apă și așa mai departe, ce ieșea fundel. Și l-am întrebat, ce face cu aia? Cu aia ne-a dus, unde ajung verdețurile astea? Să face îngrășământ pentru agricultură și să vindea la ton. După aia, sticlele, de-o parte, moluzul. Ce se face cu moluzul ăsta, care noi îl aruncăm pe toate... Și s-ar putea face, cum suntem 22 de comune, ar putea să ființez o societate de asta și fiecare dintre noi să ne ducă cu mașinile și să ducem acestea deja sortate, din hârtie și cartoane. Ce să face oameni? Deci, v-am spus ce, iar ca un bonus pentru ele, să dădeau rechizite școlare pentru elevi gratis. Deci în funcție de hârtia și cartonul care îl duceai. Din moluz. Ce se făcea cu moluz? Erau niște aparatură care îi făcea, deci moluzul ăla îl transforma într-un fel de ciment. Ce făcea cu el? Îl folosea la asfalt. Deci noi la asfalt, când o să asfaltez aici la Răcătos, vedeți că vine cu chetroaie, și împinge toate chetroaie și pe urmă toarnă beton pe deasupra, asfalt pe deasupra. La ei, în loc de chetroaiele alea, folosesc cimentul ăla praf. Și automat când se tasează ăla, deci nu mai sunt vara, la noi ați văzut, că și la aici. Deci asfalturile se duc să prăpătesc din cauza asta, că dedesubt se pun chetroaie și vara se topește asfaltul și se denivelează. Ei folosesc ala ca un fel de ciment pentru asfalt. De exemplu, ar putea continua să știu. Eu nu știu de ce la noi în țară nu se poate face așa. Eu am văzut așa ceva la, parcă ar fi la Piatra Neamț. Dar nu știu, n-am vizitat să văd dacă într-adevăr există. Acum, o întrebare. Deci ăștia când vor veni? Deci vor veni tot la un loc. Hârtie, nu? Toate la un loc. Normal ar fi. Așa. Asta e ideal. Am văzut la Chetri și ideal. La sora mea, da. 5 tomberoane ideal. La poartă. Ideal. Unul pentru hârtie, unul pentru sticle și așa mai departe. Da. Idealul ăsta ar fi. Idealul. Ăsta e idealul ce zice dumneavoastră. Idealul este și la ora actuală să punem selectiv. Dar unde să pui selectiv? Dacă atâta timp nici n-avem unde să punem, dar nici să-l punem. Eu m-am crucit într-o zi, vrea să mai nou să pune, chiar aici în centru, moluz. Deci nu mai pun pe colo, pe colo, la tot, ci să-l punem de beton, rup din o dărâma ceva și o pus în tomberoane. Oamenii pun, încă o dată, am pus, cred că sunt ședințe anterioare sau în altă ședință. Noi se plătește la o actuală la cantitate. Domnul Gigel, am vrut să te chem ca să vezi ce era la biserică, la tomberoanele alea, după o săptămână sau două săptămâni a venit să le are. Domnule, o mizerie, nu știu domnule, dar nu se mai ocupă nimeni să vadă, băi, să mă duc, ce se întâmplă acolo, nimic.
Dacă vă spuneți după două săptămâni, culmea culmilor și domnul Mihai, domnul delegat Sătesc, poate să-mi confirmi, joia trecută am, cred că a ajuns apogeul, deci am văzut răsturnate, deci am văzut tomberoane, nu știu de ce, nu știu de ce, ce au cu tomberoanele de răsturnă, tomberon aruncat în lacul de acumulat. Întrebați, că împreună am fost și l-am fost. Poate din cauza furtunii. Domnul președinte, ce drept ce urmează să spun, ținea mai mult de diverse, de partea cu interpelări, cu întrebări. Nu, dar trebuie să dau răspunsul că nici comentariul dinainte nu a fost pe marginea proiectului de hotărâre. Da, eu am cerut. Ca atare... Vă rog, lăsați-o. Ca atare cu acele tomberoane pline, nu numai de la biserică, și celelalte tomberoane. Înainte de, imediat după Crăciun, s-au ridicat gunoiul și după aceea a expirat acel act adițional de salubritate. Act care s-a încheiat în luna... Înainte nu, și de aceea nu au venit, că nu era încă... am semnat actul, nu știu, aici dar n-au venit prima... ultima zi, ultima sâmbătă din an, deci pe 30, n-au venit. Dar după cum ați văzut majoritatea, sau care ați văzut să vedeți din Horgești, după ce a venit mașina de salubritate sau NAT, am avut oameni de la 416 care au intrat în absolut tot satul dintr-un capăt în altul și au adunat venul. Avem pregătite cam aici pentru celelalte sate, au pe Răcătău, dar a fost un ger. Atunci eu fiind plecată la o ședință, a fost domnul primar, au venit câțiva oameni și era prea ger. Așa ați spus, domnul primar, era... era pe marginea, nu știu exact atunci, dar oricum pregătim exact pentru fiecare... Urmează, acum am zis, să intre, a vorbit pentru galeri, să meargă la cimitir în galeri, că sunt, se facă și acolo curățenie, vrem să vedem și pe Horgești, dar... Aici am vrut să ajung. Tomberoanele atunci nu au fost pline, că n-a venit mașina, nu știu din ce motiv, sau nu a fost încheiat contractul, s-a încheiat contractul, apoi săptămânal o să vină mașina să ridice gunoi. Aveți ceva de adăugat? Eu nu, mulțumesc. Dom'le, în legătură cu toate proiectele astea de hotărâri care le avem astăzi la ordinea de zi, 5, adică, până la ăla cu achiziționarea de servicii zâmbice. Eu înțeleg, sunt mai mari, mic, de ce așa, de ce nu așa. În momentul în care eu nu sunt de acord cu acest proiect de hotărâri, trebuie să vin cu alternative. Tânăr, nu sunt de acord pentru că era mai bună aia, dar dacă nu avem altă variantă, și asta este varianta unică pe județul Bacău, n-am înțeles de ce ar trebui neapărat să comentăm. Am fost în Franța și eu, am văzut și în Franța, sigur, e Franța. Doamne, dar să nu uităm că e Franța, noi suntem în România. De ce nu mai... Când o să ajung urmașilor noștri ca cei din Franța și să facă din peturi, să facă folare și brâie și nu știu ce, o să ajung. Deocamdată noi așa suntem. Asta este situația. Facem educații, dacă putem, dacă nu putem să facem. Dacă ai cu cine, educația pleacă din familie, pleacă din școală și credeți dumneavoastră că cine ia tomberonul și-l aruncă în răpâie. Nu-l aruncă unul care provine dintr-o familie de oameni serioși. Totul, mai sunt și de ăștia, ce să le faci? Asta e treaba. Asta e realitatea. Da. Culmea este, vă spun, am venit într-o dimineață, erau răsturnate toate cele trei tomberoane la intrare aici în Horgești. Am vorbit cu doamna viceprimor, o trimite echipa de ajutor social, a a doua dimineață iar era răsturnat. Da. De asta e răutate, deci nu mai e tine. Domnul Ghețu, vă rog, v-a să știți la cuvânt. Da, mi-amintesc cu plăcere de ce am văzut. Ne faceți acum curioși acum. Exact cum spunea domnul Mitică,
Franța, noi suntem. Ce vreau eu să spun, de-aia nici n-am intervenit până acum. Am văzut că toate ultimele trei proiecte au aceeași temă. Deci, să nu fim considerați niște oameni care nu gândim, care ridicăm mâna la comandă, cel puțin asta e părerea mea. Dar e sens unic. Deci e sens unic, oameni buni. Deci nu avem încotro. Ăsta e trenul, noi trebuie să ne urcăm și să mergem în continuare. Mai mult, am spus-o de atâtea ori și o spun de câte ori am ocazie, să terminăm odată cu containerele astea, pentru că ce e al nostru, e al nimănui. Asta e regula numărul 1. Cel la noi e și oriunde mare parte din România. Când am să mă duc în partea aia. Și Transilvania, că acolo, să mă scuze cine nu a fost, este democrație, frate. Deja e ca în Franța acolo. Da, mulțumesc pentru intervenție. Dar de-a mea, niște. Deci, hai să... Dar eu trăiesc cu speranță. Atunci când... Nu mă obligă. Eu trăiesc cu speranța. Aia o mare ultima și tot din cauza noastră. În timp, dacă o să le aducem la poartă și o să îl trecem pe inventar acel tombero, vor să schimbe și mentalitatea oamenilor. Cum este posibil să te duci tu? Deci eu m-am dus pe câmp la 4 dimineața să fac pază, ce mai facem pe acolo. Și găsesc toate exact când mi-a confirmat domnul primar ce s-a întâmplat. Și chiar a sunat-o pe domnul viceprimar atunci. Să răstorn toate containerele astea curate. Deci nu sunt oameni fără, să o spun pe direct, fără creier. Sunt fără creier. Asta e părerea mea. Deci să revin. Deci noi nu avem un control, trebuie să mergem înainte. Poate ieșim din situația asta în care toți suntem implicați, mai mult sau mai puțin. L-aș întreba pe domnul primar și alții care au văzut, au avut curajul să-l ia din mânicuță, să-l dă din la poliție pe acel individ sau acei indivizi. Dacă noi, cum făcea și domnul Costel, pare rău că să-mi dau ca exemplu, du-te primare și vezi că a intrat. Nu, domnule, noi trebuie să ne tragem din mânică, băiatule, vezi că tu ai greșit. Așa trebuie să lucrăm. Altfel nu vom avea rezultat. Mulțumesc pentru înțelegere. Ei, Bunaru, v-ați scris la cuvânt? Nu v-ați scris la cuvânt? Dar dumneavoastră nu aveți mânțați acolo? Ba da, dar v-ați scris la cuvânt. Vă întreb așa. Nu e scris la cuvânt. A ridicat mâna așa. Nu e scris la cuvânt. Nu am ridicat de mine nicio mână. Nu. Dar nu știu care mână ați văzut. Un deget, poate. Cu ei mână. S-a gândit la dreptul la replică. Da. Nu m-am abținut data asta. Vă mi-i răzut. Vreți concluzionați? Nu vreau dacă terminați, domnul. Da. Și apoi să încep și eu. Domnul Prinț-a zis, da. Grația e mai departe. Noi studiem cea mai simplu care e în Italia. Deci, cu noi, gen, molos, gen, astea, primăria are loc unde se descarc cu program. Sâmbăta, cine are molos, îl duce acolo. La primărie? Nu, la primărie. Nu, lăsăm lumea. Am zis că are un loc amenajat care gestionează primăria. Și descarci în anumite zile când locul ăla e deschis poarta. Pui moluzul acolo, pământul acolo, pe aia să ia și să duci, o să duci. Nu trebuie să inventăm nimic mai atât. Dacă s-ar vrea să faci aia. Inventăm, dar ne trebuie și avize și toate ca să mai faci un centru din asta trebuie aviz. Nu poți să pui acolo aviz temporar, domnule, ducem cu noi acolo, pe perioada aia, moluzul respectiv. Mai avem de treabă. Supunem la vot punctul 5 al urmei de zi. Cine este pentru? Deci la punctul numărul 6 al ordinii de zi și anume proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice și desfășurarea unei proceduri de selectare a persoanelor fizice, juridice ce vor oferi asistență, reprezentare, consultanță juridică în dosarul 4415 PR 110 din 2016 aflat pe rolul Tribunalului Bacău. Domnul... Da. În mare o să vă explic. Noi în 31 decembrie 2017 a expirat contractul de consultanță juridică cu avocatul respectiv. Din discuțiile avute cu domnul secretar și împreună cu dumnealui am preluat dosarele de la domnul avocat. Problema se pune în felul următor. În urma analizei dosarelor și a tuturor problemelor pe care le întâmpinăm, noi am concluzionat că s-ar
ar trebui să împărțim în două activitatea noastră juridică, asistență și reprezentare consultanță juridică. Domnul secretar de față cu studii juridice să ne poată reprezenta în procesele de confunciar mai simple, românește, adică cu norme, cu CAP și toate, deci lucruri mai simple, urmând ca, urma analizei și a dumnealui, am avut o discuție în care sunt pe rol 3 dosare, la care se lasă și cu bani și cu alte lucruri. În cele dosare noi am venit numai cu dosarul respectiv, o mică, sunt 3 dosare practic, este vorba de dosarul 4415/110/2016, a fapt pe rolul Tribunalul Bacu, în care Oate Horgeș, în calitate reclamant, a solicitat suma de 367.411,41 lei, cu titlul de prejudiciu cauzat de către părâtul Turcan Ionel. Deci avem prejudiciu cu fostul primar Turcan Ionel. Mai avem încă pe rol încă 2 dosare referitor la recuperarea anumitor debite de la societatea Cărămida SRL Răcăciun, Cărămida SRL Răcăciun, fosta Ulena, ferma, el a fost ferma de din nou de parte. Am avut fermă de parte. O mică, da? Așa? Așa? Și mai avem, deocamdată e câștigat, dar ne așteptăm la apel și la recurs, la procesul de proprietate cu doamna Temea Maria. Din discuțiile purtate, am concluzionat că ar fi bine, și de asta venim și cu proiectul, inițiem acest proiect, în care am vrea să împărțim această activitate juridică, dacă sunteți de acord, sau să rămânem în continuare cu serviciul per total, deci putem să facem și chestia asta, acum dumneavoastră hotărâți, sunt două variante de lucruri pe care noi le venim ca și cum propune, deci rămânem în continuare, deci ultimul onorariu plătit avocatului era de 1800 de lei pe lună, în care intra toate dosarele, inclusiv fond funciar, tot, deci ne reprezenta întru totul, sau să, noi am venit cu propunerea să solicit aprobarea Consiliului Local în vederea încheierii unui contract de asistență în limita sumei de 2500, am zis noi, dar în momentul când am discutat cu câțiva avocați, am rămas cu un, deja era dat drumul, am mai discutat și cu câțiva avocați, am mai discutat și cu aia. Noi am fi vrut, știți cum, că era foarte bine ideea noastră, având în vedere cu fondurile, să fie pentru toate fazele procesurale, adică fond, căi de atac ordinare, căi de atac extraordinare, să plătim banii ăștia, adică să ne preia dosarul și să ducă până la capăt, pe românește. Ei, ne-am lovit de am cerut câteva probleme și ne-am lovit de, nu numai de faptul că nu vrea pe toate căile, deci suma respectivă pe toate căile, ne-au cerut o sumă și mai mare, dar pentru fiecare pază procesurală. Deci pentru fond o anumită sumă, pentru cale de atac ordinară o anumită sumă, deci pentru fiecare pază procesurală. Acum venim în fața dumneavoastră, v-am spus, și cu a doua variantă, să rămânem în același, cu aceeași quantum, și să le ia, să preia toate dosarele, inclusiv cele cu anumite APE sau toate, tot ce este la fază de procesurare, să ne reprezinte un cabinet de avocatură, sau să venim, dar nu știu eu, vă spun, noi am pus suma asta, dar suntem departe de ceea ce se discută, și ne s-a cerut pe fază. Deci nu neapărat pe toate fazele. Eu așa am gândit, domnule, să preia dosarul X și să-l duci până la capăt. Duce la tribunal, la curtea de apel, la toate astea și bătim o anumită sumă
și dumneavoastră, avocatul respectiv, să ne reprezinte până la încheierea dosarului. Nu am găsit până acum așa ceva, am discutat cu 3 avocați până acum, nu am găsit așa ceva, nu ascund că rămâne în discuții, dar totuși, în momentul când sumele pe care se discută, revenim calculând ceea, ca fiecare economic cât ne facem calculul, cât ne-am costat, dacă am plătit pe fază și cât ne-am costat dacă am plătit lunar o asistență juridică, cred că ajungem la cealaltă mai convenabil din lunar. Pentru că pe fază e destul, se poate termina o fază, ceea ce poate până în 2 săptămâni, o lună sau 2 luni. Și să ne ceară suma de 4-5 mii de lei pentru faza respectivă. Da, asta ar fi propunerea noastră. V-am spus, avem 2 posibilități, vin și cu aceea de-a 2-a posibilitate, în care să rămânim în același stadiu cu suma respectivă lunară, sau să căutăm să găsim pe fiecare pe fază. Dar totuși, nu. V-am spus, până acum n-am găsit ca să ne reprezinte pe toate fazele. Asta vreau să vă spun. Că, sincer vă spun, dacă ia unul pe fond și se schimbă avocatul și nu mai vrea pe calea ordinară, nu mai știe ce, de așa, sunt multe probleme. Haideți să o gândim cu seriozitate și să hotărâm de comun acord în situația respectivă. Mulțumesc. Da, mă avizul comisiilor. Comisia juridică n-a avut în vedere cele 2 variante. Nu, acum am făcut-o pe a doua pentru că nu aveam pe a doua. Când am văzut sumele respective, am venit pe a doua. Comisie, domnul Dancă se opune total acest proiect. E oricare dintre cele 2 variante, din ce am înțeles. Eu personal am observat aceasta cu căile, toate căile extraordinare, tot și am discutat cu domnul secretar. Și chiar a zis să vin cu un amendament, că nu se poate, era numai pentru fond, deci nu era posibil. Nu, am discutat și pe fiecare nu, deci căi. Eu aveam, am fost conștientă de faptul că nu se poate o sumă aceasta pentru toate căi de atac. I-am zis domnului secretar, am discutat cu dânsul și a zis să vin ca un amendament de acest proiect de hotărâre să fie acum numai pentru stadiul de fond al dosarului. Iar ca sumă, ce să spun, tot în urma unor discuții cu alți consilieri, au fost și dânsi, așa, am făcut un schimb de părere și au zis că suma ce drept este mai mică, dar să mergem pe varianta, deci tot să vină ca un amendament, să mergem pe varianta să vă puternicim pe dumneavoastră și asta în scurt timp, având în vedere că dosarul este în curs, da, da. Să zicem că un termen două, adică cel puțin un termen o să decurgă pentru faptul că de-abia s-a plătit expertiza, știți, până vine expertul, oricum că vine expertul, ar trebui să fie și avocatul, dar hârtii punem și noi la dispoziție și să vă puternicim astăzi pe dumneavoastră să găsiți și după ce încheiați, adică vedeți prețul și tot, să veniți în Consiliul Local și atunci să decidem ca sumă. Da. În privința celorlalte dosare, n-am știut că o să aduceți discuția despre ele și pe procesul cu Temea Maria, nu cred, și cu el mă uitam domnul secretar, cred că se poate merge din primărie, că e tot de fond funciar, da, nu văd problema. Da. Iar procesul cu Cărămida, nu știu ce să vă spun, pentru că nu am idee, nu știu, n-a început. De recuperare de cred că și pe ăla se poate, din primărie, conștiințele domnului secretar, ce este și putem să reprezentăm. La acesta consider că ar fi nevoie, având în vedere că este o sumă destul de mare, că este o sumă imputată de către Curtea de Conturi și sumă care, până la urmă, nu rămâne undeva în aer, dacă nu e la ăla, e la ăla, e la ăla, știți? Vedem care e situația exactă și poate nu e suma reală constatată de Curtea de Conturi, dar acest dosar este foarte serios. Având de vedere că este urmărit îndeaproape de Curtea de Conturi, noi chiar trebuie să dăm în scurt timp un răspuns Curții de Conturi asupra ceea ce s-a făcut. Și când a fost ultima dată Curtea de Conturi anul trecut, chiar s-a interesat nu de faptul dacă am avut reprezentat în dosar, și faptul cum a fost reprezentat. Deci cerea
sentințele și urmărea, urmărea, citea să vadă cum a fost reprezentat în acel dosar. Nu faptul m-am prezentat, am tăcut acolo și n-am zis nici am plecat, s-a terminat. Iar ca termen, domnul primar, acesta nu are cum să fie un dosar, chiar și pe fond de 1-2 termene. E de cel puțin 10 termene, e de cel puțin numai pe fond. Conștienți faptul că e expertiză, se poate de la această expertiză contabilă să ajungă și la expertiză tehnică, pentru că e vorba de o, cel puțin o clădire, știți, școala Răcătău. Expertul vine și vede situația de lucrări, dar până la urmă trebuie să vină și un expert tehnic, văd eu situația, să vadă și cum s-au făcut lucrări, nu doar situația. Păi situația contabilă o vede, dar nu știe dacă s-a făcut pe teren. Și de aceea, pe fază, dumneavoastră, dar numai pe faza, pe deci 2500 numai pe fază. Dar nu, am zis așa, să spunem, să vă putem și pe dumneavoastră, da, să căutați suma până la avocat. Pe asta, nu, nu punem suma. Ha. Și veniți dumneavoastră în scurt timp cu o sumă, cu mai multe, de fapt, da, cu oferte, deja ca să spun avem așa, deja dar momentan să mergem numai pe fond. Ok, deci numai pe fază, pe fază. Păi da, pe faza, prima fază procesuală, pe fond. După aceea poate, vedem care e treaba, se mai face recurs, nu se mai face, de ce să luăm în calcul acum, că e extraordinare la aceeași situație, deci mergem strict pe prima fază procesuală. Așa vă duc suma... în comisia juridică. Aici zicem, deci în proiectul de hotărâre sunt puternice, domnul așa, pentru a semna contract de asistență sumă maximă de 2500 de lei nu, pentru a reprezenta nu. În toate fazele. Vă, vă reprezentăm pentru a... face demersurile necesare pentru oferte, absolut okay. Obții ofertă, tot. Și când aveți acestea, veniți în Consiliul Local, le prezentați și noi... Da, acesta este un amendament, e al, al meu personal. În general, este Comisia Juridică cu o singur vot împotriva domnului Dancă. A fost pentru achiziționarea acestor servicii juridice de reprezentare în dosarul acesta. Deci nu s-a discutat de timp, dar nu s-a discutat de timp. Comisia pentru... Noi nu prea am discutat decât așa mare despre proiectul ăsta de hotărâre. Problema este în felul următor. Având în vedere că în cadrul primăriei, domnul secretar are studii juridice, toate procesele care sunt pe mine de fond funciar, nu este normal să judecă și fără să fie prezent cineva cu actele care sunt trimise. Aici e vorba de titlul corect scris în greșit, schimbări de amplasamente, de vecini, eu am trecut prin astea și se distribuire. În legătură cu cele două, trei dosare care sunt, într-adevăr, o probleme serioase, mai ales în dosarul ăsta 4.000, cât spuneți, suma asta de 300 și ceva, e o sumă, e o cifră care e amețitoare, dacă stăm bine și ne gândim. Și mi se pare mie că noi am mai avut un reprezentant, un avocat care a luat 2500 de lei și nu știa unde e instanța. N-a ajuns, da. N-a după ajuns. Cât e, am înțeles. Da, dar nu acum, deci nu discutăm, nu e acuma. Vorba de 2009-2010. Mai scoate. Nu acum. Problema se pune în felul următor. Dacă angajează primăria un avocat să reprezinte în dosarul ăsta, am nimic împotrivă să angajeze. Numai că nu știu eu cum ar să iasă cu suma asta, până la urmă. Cine a stabilit suma asta, în afară de amenda, de alea care sunt clare, cine a stabilit că s-au făcut lucrări, că nu s-au făcut comisii care au fost, o lacută de conturi de bază, eu cred că dosarul ăsta aproape că... Nu este nicio expertiză. Păi nu este nicio expertiză. S-a dispus expertiză în dosar. Curtea de conturi au luat de bază... o cifră care a fost avansată într-un proces de bază sau într-un referat. Bun, nu s-a făcut nicio contestație la procesul verbal încheiat de către Curtea de Conturi. Nu s-a făcut contestație, să fie clar. Deci, de acum, suma trebuie recuperată de undeva. Cât și cum asta va stabili instanța. Deci, trebuie găsit un avocat, din punctul de vedere serios. Nu. Intenția nu este neapărat să plătească țurcan sau să plătească... Nu, să facă lumină. Să facă lumină în dosarul respectiv, să nu rămână nici în sarcina, nu știu, cui de la primărie sau... Nu știu. Să trimitem cu de conturi... Așa că mergeți prin
faza de, adică pe fază, pe, da, prima fază pe fond, că până la urmă, dacă se câștigă la fond, mare lucru să se întoarcă ceva la recurs, că nu sunt dosarele alea unde nu cred că avem judecătorii fiecare, la prima fază îi găsește nevinovat și la a doua fază îi dă 7 ani de pușcărie, la și cu forma lui, nu știu ce, nu suntem mai acolo. Deci cam asta e. Comisia pentru învățământ. Impu. Dosarul ăsta durează 2-3 ani de zile, vă spun eu. Atât va dura. Procesul ăsta 4515, atât va dura, 3-4 ani de acum încolo. Eu zic după mine, părerea mea. Comisia dar, trece, după aceea dumneavoastră. Comisia este avis favorabil, bănuiesc, dar eu totuși mă abțin. Bănuiesc, da. Merge pe concret, domnul Bogdan. Eu mă abțin. Eu aș veni cu ideea. Da. Domnul Alupei, da, este un om serios. El a fost consilier juridic în județul Suceava. Deci cunoaște problemele. Și în Bacău, domnule. Și în Bacău, auziți, și în Bacău. Și bănuiesc că ar fi ideal ca el să ne reprezinte. Domnul consilier, vă pot răspunde dacă... Da. Asta e părerea mea. Eu m-am uitat puțin pe dosarele care există. Așa, grosomodo, pe rolul instanțelor sunt 14 dosare. Care le-au acumulat pe toate? Mai există, nu. Dând acest dosar la o parte. 14 dosare privind fond funciar, în care suntem citați ca și autoritate tuterară. Acele dosare s-ar putea să, într-o căutare OAT Horgești, să nu vi le afișeze portalul, pentru că noi nu avem calitate procesuală în acel dosar. Adică avem calitate procesuală, dar nu suntem părinți sau reclamanți. Și mai există, mi s-a comunicat de la Agricol, mai există undeva la între 20 și 30 de dosare care urmează noi să le depunem cu privire la schimbarea amplasamentului tot pe fond funciar. Aceste dosare, bineînțeles că nu vor fi date pe un avocat, chiar dacă la aceste dosare nu este necesară prezența mea la fiecare termen, documentațiile trebuie făcute și depuse. Atunci când instanța are anumite solicitări, trebuie să-i răspund, pentru că altfel amenzile sunt suportate din buzunar. Deci și acele dosare trebuie să depui o grad de diligență asupra lor. Și dosarele de executare silită. La acest dosar, dat fiind quantumul, într-adevăr, quantumul prejudiciului care apare în curtea de conturi, nu este unul cert la această dată. Dar nici nu poate să spună nimeni că acel prejudiciu va fi înlăturat total. E, că va fi admisă în parte cererea, că va fi admisă în tot, rămâne de stabilit, instanța va stabili acel lucru. Pentru acest dosar, având în vedere probatoriu, având în vedere ce s-a administrat până acum, plecând de la proba cu înscrisuri, s-a dispus o expertiză contabilă. Acea expertul contabil va putea eventual să ceară inclusiv o expertiză în construcții, pentru un expert în construcții, ca să vadă dacă acele lucruri au fost făcute. Se vor face, presupunem, contraexpertize în care una din părți este de acord cu cele menționate. Din câte știu eu, s-a dispus un interogatoriu. E, în acel dosar, prezența reprezentantului nostru este a obligatorie termen de termen. Eu nu vreau să se ajungă peste 5 ani să se vorbească despre cineva care nu a găsit tribunalul Bacău. Și dacă eu m-aș prezenta, dacă aș merge cu expertul, automat în acea perioadă, lipsa mea în primărie și ceea ce trebuie să fac aici, n-aș putea să le acopă. Trebuie să fim realiști. Este o sumă mare, poate nu se vor încasa 3 miliarde, 340 și ceva de mii de lei, poate va fi doar jumătate, poate va fi 80%, dar eu cred că fiecare are obligația de a trata cu seriozitate acest proces, este unul singur. Și de a depune toate diligențele pentru a avea cel mai bun rezultat. Pe noi nu ne afectează dacă se va reduce cuantumul prejudiciului, pentru că automat vom face o modificare față și Curtea de Conturi va lua act de această hotărâre. Dar trebuie să avem în vedere că acest dosar trebuie tratat cu seriozitate.
iar propunerea legată de faza procesuală, din punctul meu de vedere, este cea mai rentabilă. De ce? Nu încurajăm avocatul să lungească procesul pentru a primi o plată lunară. El știe că, în funcție de diligențe și rezultatele lui, că muncește, că își termină treaba în 3-4 luni sau într-un an de zile, primește aceiași bani. De asemenea, trebuie să aveți în vedere faptul că acest onorariu, această cheltuială de judecată, că acest onorariu de avocat va fi depus cu titlul de cheltuială de judecată la dosar, iar cei care vor cădea în pretenții vor trebui să le suporte. Deci acești bani vor fi recuperați la un moment dat. Depinde. Dacă de nou, altă discuție. Dacă avem de la cine? Și aici avocatul va trebui să depună o serie de diligențe pentru a conserva patrimoniul părâtului. Sunt multe de făcut ca să poți să reușești să recuperezi lucrul ăsta. Și nu cred că eu, alergând între Horgești și Bacău, aș putea reprezenta mai mult. Eu nu vă spun faptul, eu am fost consilier juridic în asigurări. Pe această latură, cred că mă descurc foarte bine. Pe ceea ce înseamnă contencios fiscal, contencios administrativ, s-ar putea să am unele lacune. Și eu nu vreau să, ca eu să învăț și alții să sufere pe tema asta. Nu vreau să fac experiențe pe un dosar care, spun eu, poate aduce un beneficiu OAT-ului. Asta este și, ca să completez la ceea ce a zis domnul secretar, asta a fost și concluzia la care am ajuns, în urma discuțiilor purtate împreună, pentru a intra acest dosar. Deci rămâne să... Va exista un control al avocatului din partea noastră. Bineînțeles, ne va raporta, vom controla ceea ce face avocatul. Dar acel om este acolo, zi de zi, nu poate să pierdă termenele, nu poate... Dintre domnii consilieri care se înscriu la cuvânt. Altcineva? Ce se mai scrie? Domnul Domocare. Domnul primar, în primul rând vă rog să ne explicați de ce am ajuns ca în cursul anului 2017 să plătim 3 cabinete de avocatură din stinte. Am început cu doamna Jinga cu 2000 de lei, da. Am continuat cu domnul Ilieș, 1800, și terminăm cu domnul Cadăr, 1800. Vă răspunde acum? Doamna. Doamna, îi scrie cabinet de avocatură. Okay. Bun, am început cu doamna Jinga. E clar că undeva e o problemă aici. Da. Deci cineva nu și-a făcut treaba, cineva, nu știu ce fel de contracte s-au făcut cu aceste cabinete de avocatură. Dar voi vă răspund? Vreau să completez ca să... Răspundeți mai și continuăm atunci. Dumneavoastră, în expunerea motivei, spuneți exact așa. Consider că modalitatea de plată a contractului de asistență trebuie să fie una negociată, fix pe fiecare dosar în parte, în funcție de complexitatea acestuia și nu un onorariu fix lunar, care, subliniez, încurajează o tergiversare a cauzelor aflate pe rolul instanțelor. Deci, toate persoanele pe care le-am plătit noi anul trecut, asta au făcut. Au tergiversat dosarele pe banii comunei. Orgești. Ar putea, nu ar... Păi asta s-a întâmplat. Da, de vreme ce i-ați schimbat, trebuie să spun că... Nu, no, am schimbat motivat. Păi ar fi trebuit asta, să veniți cu motivarea către consiliul local. Să veniți cu un raport de activitate la acestor cabinete de avocatură. Asta am făcut raportul de activitate. Hai să vă răspund. Pentru că... Am început cu doamna Jinga pentru că era momentul în ianuarie, era doamna Jinga și am stabilit în ședința din decembrie 2016, dacă vă aduceți. Nu mai suntem de acord cu cei 2000 de lei, că e prea mult. Tot noi am zis așa ceva. M-aș mandata și am negociat cu domnul avocat Ilieș pentru 1800 de lei. Între timp, în 1 august, am primit notificare de la domnul avocat Ilieș că s-a suspendat din activitate și am colaborat cu doamna avocat Cada.
Astea sunt motivele cu care am, de ce am lucrat cu 3 avocați în anul 2017. S-a schimbat 2 prin ministru, dacă ai avut. 3. Ați făcut comparația perfectă. Exact, da. Asta este. Deci, practic, care-i problema? Păi care-i problema? Pentru că nu se rezolvă nimic. Schimbând așa de pe o zi pe alta pe toată lumea, ajunge că se amână la termenele. E două motive. Băi, te-am motivat. De exemplu, doamna Jinca n-a mai continuat, că n-a mai vrut dumneavoastră. Mi s-a părut prea mult, sub 2000 de lei. Dumneavoastră n-ați venit. Nu eu. Consiliul, păi, aici e problema dumneavoastră, domnul primar. Da. Întotdeauna când e ceva, dați vina pe Consiliul Local, că voi ați vrut. Apropiu-ți un consilier local să se schimbe? Da. Asta veniți cu propunerea. Dar căutăm ședința acum. Cine a fost inițiatorul proiectului de hotărâre? Continuarea activității sau altceva? Uite, acum dacă mă duc, da, aducem ședința din decembrie 2016. Ne ducem în alte discuții. Păi, ideea este că dacă nu ai continuitate și cineva nu cunoaște bine dosarul ăla, normal că se tergiversează. Bun. Toată lumea are nevoie. Apoi motivat, dacă omul îți face notificare, avocatul nu mai poate să o suspenda din funcție. Am înțeles. De exemplu, în 15 ianuarie s-a amânat din cauza lipsei raportului de expertiză. Cine trebuia să întocmească? Care? Când 15 ianuarie, care? S-a făcut plată, uite domnul. Nu a reprezentat, da, domnul. A fost la termen pentru că nu puteam să lăsăm dosarul descoperit. Deci, la termenul anterior, instanța a admis în principiu efectuarea acestui raport de expertiză, urmând ca până inclusiv s-au admis obiectivele depuse de fostul avocat. Fostul avocat și-a făcut datoria, a obținut această probă, a fost proba noastră, a depus obiectivele expertizei și, în mod cert, orice instanță, după ce stabilește o probă cu expertiza, dă un termen de ce pentru a fi plătită această expertiză pentru banii să fie virați în contul bereului experților judiciari, să facem dovadă la această plată și noi am făcut. La termen am depus faptul că am plătit această expertiză și s-a amânat pentru a se depune expertiza. Aici n-a fost nimeni de vină. Deci, acum să dea Dumnezeu să greșesc. Eu vă garantez că următorul termen, dacă mă înșel, pe 26-a 2-a, se va mai face o amânare, pentru că eu nu cred că experta va putea într-un lună de zile să întocmească acest raport de expertiză. Din experiența mea, un raport de expertiză contabilă durează undeva între 2 și 4 luni de zile. În condițiile în care are totul pus la îndemână și în condițiile în care expertul consideră că are suficientă documentație și are, să știți că de foarte multe ori și experții contabili au anumite arii de expertiză. Există cu experți contabili care la un moment dat vin și spun, văzând documentația, vin și spun, da, nu mă consider competent și instanța alege un alt expert. Deci, de asta a fost această amânare, ca să se facă dovada plății onorariului de expert și eu vă spun că vor fi încă cel puțin 2 amânări până când se va depune raportul de expertiză. După care va mai fi o amânare pentru dacă raportul se depune cu 5 zile înainte de termenul fixat de instanță, se vor face sau nu obiecțiuni, dacă nu se va da un nou termen pentru ca părțile să poată să formuleze obiecțiuni. Aici nu are avocatul nicio vină și nici nu are ce face. Dacă îmi dați voie ca o completare. Deci noi n-am închis colaborarea cu doamna avocat Cadar din cauza de... A expirat contractul. La 31 decembrie expirat contractul. Noi n-am făcut nicio comunicare, am discutat cu domnul secretar și am preluat dosarele și în momentul respectiv, în urma analizării dosarului, a zis, domnule, ăsta e un dosar complex, nu pot, pe românești, și eu îl apreciez pentru sinceritate și pentru toate chestia asta, o zic, domnule, nu, hai să continuăm cu cineva, că e un dosar destul de greu. Domnul secretar a prevăzut întrebarea mea, deci dacă verifici pe atât pe portalul tribunalului Bacău, cât și pe judecătoria Bacău, singurul proces care apare ca fiind în curs e cel cu fostul primar, cu domnul Țurcanelău. Am căutat acum, de exemplu, Temea Maria, ultimul termen a fost în 18 februarie 2016, deci nu apare. Și ce apare la ultimul termen? Suspendă judecarea cauzei. Un dosar suspendat, nu este un dosar închis. Până la perimare, acel dosar oricând poate fi pus pe rol și trebuie avut în vedere. Da, deci nu aveți niciun termen la care trebuie să mergeți acum. În timp de 6 luni de zile, acel dosar va rămâne suspendat dacă cineva va... 6 luni de la ultima... Păi au trecut de mult 6 luni. Da, nimeni tu hotărâi de 6 luni sau... Ideea este... Da. Deci
E clar că am plătit, am făcut o risipă de la buget, da, de peste 200 de milioane. Dacă acum veniți și ne spuneți că puteam cu 2500 de lei să plătim un avocat, bine, acum ne spuneți că nu se mai poate, de fapt. Ne jucăm aici. Cu propunerea de 2500. Ne jucăm. Păi, în momentul când ați venit propunerea, ne presupun că v-ați interesat înainte, nu veniți cu propunerea 2500 și după aia ne spuneți că de fapt nu se poate. Nu, noi am gândit-o așa că am vrea chestia asta. Păi, dar la faptul că ce am gândit noi, nu e ceea ce am primit noi câteva oferte, nu e ceea ce se poate cu 2500. De asta zic eu că părerea... Au mai fost discuții și trecut. Asta trebuia. Trebuia ca avocații care au fost mai să fie și fața Consiliului. Cam un raport să vedem exact pentru ce e plătit. Asta. În cazul de față o să știm exact pentru ce plătim. Pentru acest dosar, de aia spun, va fi analizat. Nu s-a făcut o risipă. Acum sunt o serie de dosare care au fost închise, care nu mai... Cele cu constituirea vechimii de perioade de lucrate, CAP. Da. E, dacă ai să te uiți, alea, toate dosarele alea sunt câștigate. Adică le-a fost respinse, nu aveam calitate de părât și... Adică... Avocații au fost pe ele. Faptul că nu s-a primit nicio amendă pentru lipsa reprezentării, eu cred că nu este o risipă. Adică avocatul a fost și a făcut datoria. Nu e important că avem secretar Consiliului Juridic care ne poate reprezenta. Da, dar trebuie să avem în vedere că și cel secretar are o fișă a postului care... E avocat. Da. Mai aveți ceva de... Atât, mulțumesc. Domnul Prețu, vă rog. Da, mulțumesc. Mi-amintesc că un gustam mare, trebuie să recunosc, parcă tot în ianuarie am avut mai o ședință de Consiliu, în care ceea ce promulgă-i propune domnul primar acum... În decembrie 2016 a fost discuția asta. Decembrie, ianuarie. Deci este foarte bine că gândim așa. Este clar că atunci când dai un valoriu fix, exact cum spunea și antevorbitorul meu, există tendința asta de a mai lua, de a mai aibă ce trece acolo la hârtiile care trebuie să depună la primărie. Nu este normal, stimați consilieri. Deci în momentul în care te implici într-un dosar, în primul rând trebuie să ai continuitate. Dacă ai continuitate, e primul punct care te poate duce la un rezultat pozitiv. Al doilea punct este următorul. Oricât ar fi un avocat de bun, vă spun din experiență, că am trecut și eu prin niște procese foarte grele. Deci nu poate lucra de unul singur. Lui îi trebuie în spate un barou. Și vă rog frumos, domnul primar, să vă notați chestia care vă spun acum. Deci un barou este cel care rezolvă și probleme de civil și de câte vreți dumneavoastră, contabilitate, experța aia. Deci Fără a avea un barou în spate, un avocat nu se descurcă. E frumoasă inițiativa lui domnul Radu. Simte cât e de greu să câștigi un proces de genul ăsta, de așa mare complexitate. Și pentru asta chiar mi-a plăcut ceea ce a spus el. Deci eu zic că suma asta, dacă ar fi să o luăm așa, 2500 de lei și noi dădeam câte 200 și... 200 de mii pe an. Păi, domnule primar, dăm jumate din ce dădeai, ce dădeam. Că noi am, până la urmă, noi am votat. Nu trebuie să-i dăm la primar pe care. Noi am votat să-i dăm un onorariu fix lunar, nu? Păi dăm pe din două onorariu fix lunar și să ne vină el. Sunt sigur că un avocat bun care are în spate un barou ne va spune din star, bă, băieți, noi câștigăm procesul ăsta. Dar va dura. Ce avocat are în spate un barou, domnule? Ei, ce spun? Orice avocat are un barou. Tocmai de aia, cei care au spate, sunt care lucrează și pe lângă, vă spun eu. Au doar un contract. Vă spun din expert. Au doar un contract cu un barou, dar când se duce la baroul ăla și nu-i dă dreptul, nu-i dă consultanță. Sunt el situații. Am da, face ce? Parte din un barou. Face parte cu un contract. Contractul ăla nu prevede cât și cum se dă. Deci omul se vede din funcție și de cum lucrează la dosarul respectiv. Problema trebuie să aleagă omul. Trebuie să aleagă omul. Exact, exact. Deci trebuie un om care, într-adevăr, să pună osul la muncă. Nu că e vorba de domnul Țurcanu sau cine. Dar nu orice proces. Chiar și pe mine o să mă găsesc într-un proces cu primăria cât de curând. Nu mă deranjează faptul că o să ne întâlnim acolo. Asta e viața. Trebuie să vedem cine a avut dreptate și cine nu a avut dreptate.
În concluzii, domnul primar, eu aș propune chiar jumătate din suma asta. Deci punem 200 și dăm 100, vă punem în palmă și plecați și vă căutați oameni. Un om bun cu care să mergeți. Deci să aveți continuitate. Schimbăm 3 avocați într-un an. Pare rău. Nu. Nu, nu văd eu ce câștig pot să ai. Mai ales, este vorba și de funcția de conturi și aici o să trebuiască să răspundă reprezentanții primăriei de ce s-o tergiversat atât de mult acest proces. Deci, în concluzie, este bine să mergem pe varianta asta. Nu că să-i dăm bani de buzunar, cum ar spune unii dintre noi. Nu, nu, să aibă omul, să fie conștient că noi cei de aici suntem dispuși să-l ajutăm ca el, ca primarul Comunii Horgești, să-și rezolve problemele juridice, care sunt și trebuie să le rezolvăm. Mulțumesc, atât am spus. Da, domnul Dancă. Da, deci eu am fost primul care am solicitat externalizarea serviciilor juridice. La momentul respectiv nu era secretar în primărie, altcineva ținea postul de secretar, între timp s-o angaja secretar, iar a angaja un avocat treaba tot din primărie să face, că avocatul nu se deplasează pentru suma aia la Borges, să adună nimic. Tot cineva îi duce. Un amendament. Ca să nu mai luăm în seamă că procesul să poți dureze și 3 ani și mai schimbăm 6 avocați în 3 ani. Domnul Crețiun. Uitați-vă, scrie, scuzați. 10.000 aproape. 10.000. Care dă mai mult, e deschis licitația. E tocmai de niciun avocat nu o să aibă continuitate, pentru că procesul durează în timp. Pentru aceasta mă opun, sunt împotriva, avem un secretar, avem jurist în primărie, avem un post de consilier juridic, care temporar se poate ocupa, după ce se demonstrează că... Este temporar vacant, asta e ideea principală. Nu, nu e vacant. Cum e vacant? Se poate angaja, că o perioadă de un an, de doi ani, se poate angaja consilier juridic. A fost concurs și nu s-a progresat sau o persoană care nu... E perioadă determinată, spune domnul. E perioadă determinată, se poate angaja. Deci eu sunt împotrivă, pentru că este un proces de durată și nu o să plătim avocat atâta timp să ne susțin în tribunal. Da. Fază procesuală, domnul consilier, nu este timp. Deci propunerea pe fază procesuală. Că va sta un an sau va sta doi, tot 5.000 sau cât va primi pentru această fază procesuală va primi. Iar dacă nu își va duce la capăt faza procesuală, inclusiv putem în contractul de asistență să prevedem lucrul ăsta. Inclusiv putem să facem niște daune moratorii sau compensatorii în contractul de asistență. Da, dar contractul nu mai vedem, noi aprobăm acum și nu mai vedem. Nu aprobăm asta. Nu îl aprobăm, domnule, nimic. Nu îl aprobăm, că nici nu-l avem. Deci... Ce să aprobăm? Mă datez de mare ca să caut și nu-i consiliu ca să spun că am găsit avocatul X cu baroul, cu baroul în spate și cele atâția bani. Și noi aprobăm un lucru ăsta atunci. Doamna Chirin. Și nu s-o mai continua procesul cu tema, dacă s-o scăzut alea așa să nu știu încheiat. S-a suspendat acel dosar, urmând să... Da, la ce a fost? Februarie 2016. S-a suspendat până se judeca să listeze un alt dosar pe alt... Speță. Nu neapărat speță, știi deja, dar... La cărăi finalizare, înțeleg dosarul... Exact, așa... Din ce știu eu nu mai merg la instanță, dar din ce mi-amintesc discuții pe care au fost. Da. Acum să iau cuvântul. În privința a ceea ce a spus domnul consilier Crețu cu avocatul cu baroul, toți avocații aparțin într-un barou, că e baroul București, că e baroul Bacău. Mai erau două cazuri din ce s-a știu și sunt prin pușcărie, care nu aveau barou spațiu sau aveau baroul lor, nu? Botomei și... Da, era doctor. Da, deci alea au fost cazurile, am înțeles că cei doi sunt, adică cazurile sunt pușcărie, deci noi o să căutăm avocat care să facă parte din, în special, baroul Bacău, dar nu neapărat. Da, poate s-au referit la casă de avocat. Da, în cazul care s-a gândit la casă la avocat, nu pot să spun mai departe. Eu... Atât, pe acest amendament vreau să merg. Deci, astăzi să se împuternicească domnul primar pentru a întocmi un contract și a găsi
un avocat, noi sperăm că cel mai bun, și să specifice și suma și să vină în fața Consiliului Local cu modelul de contract, domnul primar, exact modelul, ca să putem să-l aprobăm, poate și la acel contract o să avem amendamente, cu suma prevăzută, cu persoana, adică cu avocatul, clauzele respective. Păi da, un contract asupra căruia să ne aplicăm cu toți, să vedem, poate considerăm că mai trebuie adăugat sau... Acesta este amendamentul și... și rămână pe acest dosar, da? Nu celălalt. Pentru acest dosar. Se negocia cu suma propusă de domnul Grețu. Adică nu mai scădem. Nu, nu, nu. Nu, nu, el a vrut să mai... Nu, o să vină, o să vină și cu suma, domnul primar, și atunci... Dumnealui 10.000, poate să găsim mai puțin? Să plecăm direct la 10.000, ce faci cu 2.000? Dumneavoastră, domnul primar, și cunoscându-vă că sunteți stânăroși, sper să găsiți, dar să nu fie acesta neapărat criteriu banii, că să căutăm un avocat bun. Ce a zis domnul... Tipul avocatul cel mai ieftin și cel mai bun. Da, asta știm asta. Asta știm. Și lucrul ăsta. Asta știm. Da, o să... Da. Și mi s-a mai spus lucrul ăsta, că noi aprobăm suma și după aia se vine contractul. Nu s-a venit niciodată contractul să mai aprobăm. Noi doată ce s-a aprobat suma, domnul primar face contractul. Pentru că noi ne-am aprobat, de exemplu, contractul cu camionul de avocatură CADA. Noi aprobasem suma de 1.800. După aceea domnul primar face contractele cu cine considerăm de cuvință. Niciodată nu s-a mai venit Consiliul Local să aprobăm. Nu, acum, așa că nu aprobăm decât în puternicim să încheie. Deci nu spunem sumă, nu spunem nimic. Doar în puternicim să vină... Cu asta aveți. Domnul Dămo, că tot aveți laptopul ăla. Ce dosar era acela cu Temea Maria? Numărul, vă rog. Da, exact ce mi-ai dea bine. Există un alt dosar, 5406 pe 180, tot cu Temea Maria, la care a venit acum în ianuarie hotărârea și s-a suspendat până se soluționează acesta 5406 pe 180 pe 2015. Căutați și vedeți. Este, avem 30 de zile de la comunicare să depunem recurs. Acum era în... La nu, mă refer de ce s-a întâmplat cu acelea, s-a suspendat. Pentru că știam... Domnul Dămo putea să depună o cerere și explicații de ce s-a suspendat. Da, noi, dar a fost greu. Ați văzut că totuși... Discutăm la punctul 5 de mandatarea domnului primar în a găsi... Ce-i drept, ar trebui să știm câte dosare avem pe rol. Da, s-a specificat câte sunt pe rol. Eu mi-aminteam că s-a suspendat din cauza de... Da, oricum nu mai mergem, atunci am venit la ultima, dar nu mergem decât timp pe acest. Vreți să mai adăugați ceva, domnul, ca să puteți... Dar nu sunt de acord cu ce spune domnul primar, să mergem numai cu consultanță să la o casă de avocatură, numai la acest dosar. Vor apărea între timp și alte și alte dosare. Păi să venim punctual cu alte dosare. Să menționăm acolo, să ne ajute în toate dosarele astea de complexitate mai mare. O să interpretați acolo cum... Da, să punem că... Tot ce este greu și domnul Rar nu o să reușească. Da? Să fie tot... Să fie cu tot posibilitatea de a colabora și în alte dosare. Nu? Păi fixăm dosarul ăsta și gata, i-am dat banii, nu? Păi dar nu, na, dar nu vrea așa. Dar n-ați înțeles, din discuții importante, nu, domnule. Vota, vota, dosar și... Deci m-ați înțeles cum aș vorbi eu cu dumneavoastră. Domnule, din dosarul cu tare, cât bani. Vine altul, mai spui, vine altul să, nu dacu, să nu dea un pas înapoi, știți că nu m-aș mai băga, nu păi, știu ce nu, vrea să colaborează, colaborează, dacă nu colaborează, de exemplu, cu avocatul Cretu, colaborăm pentru dosarul ăsta, cu alt dosar, cu avocatul Savin. Exact. Dar nu e obligatoriu. Va fi stipulat în sensul că va dori tot timpul să colaboreze. Urmează când aduce domnul primar contractul exact. Să discutăm pe marginea acelui contract și să ne aducem... Okay. Deci, și altă problemă ar trebui pusă... De ce, așa, deci avocatul care este să slească și el cu procesul, nu amâni pe s-a discutat asta din după eu. După 4 ani ne trezim cu cheltuieli, cheltuieli, cheltuieli. Și prejudicii recuperați. Asta nu, nu hotărăște avocatul. Completul de judecată, totul altceva. Domnul consiliu, suma e fixă. Da. Deci, indiferent... E 4 ani sau e un an, bă, tot banii aia. Da. Faliment într-aprobare. Mandatarea primar. Cu amendament. Cu amendament pe care a stabilit suma. Da. Deci, domnilor consilieri,
Să punem spre aprobare punctul numărul 6, cel de mandatare, de mandatare a domnului primar Ciorabu Gheorghe pentru a găsi persoana juridică care se ocupe de dosar, cu amendamentul de a nu stabili acum o sumă. Și de a veni cu modelul de contract. Să vină cu modelul de contract, să vedem ce sumă s-a stabilit, în ce condiții. Și rezultatul negocierii. Și rezultatul negocierii, da. Da. Cine este pentru? O abținere. Și domnul Bogdan, două abțineri? Trei sunt. Da? Trebuie. Aveți că e, da. Deci din proiect scoate suma. Da. Scoate suma din proiect. Da. Da, da, da. Da. Prin formulat la fel. Altă trebuie formulat. Pentru că v-ai spus cum. Da. După cum am observat, punctul 7 deja s-a și votat, s-a și rezolvat. S-a votat. Păi văd că toți consilierii deja s-au scris în tabel acolo, da, perioada. Da, s-a votat, da. De fapt. Să vă arăt punctul 8. Avea punctul 8. Da, da, să votăm și 7. Da. Cine este pentru punctul 7, proiectul de hotărâre privind stabilirea programului de audiență a Consiliului Local din UAT Horgești? Deja la domnul secretar am văzut că a ajuns programul, a ajuns și perioada când fiecare consilier își ține audiențele. Da, și la punctul 8. Punctul 8, întrebări și interpelări. Să punem spre aprobare punctul numărul 8. Cine este pentru? Da, am zis, domnul Dămocastu, la începutul lucrul ăsta. Nu mai rostam să văd, acum începe la punctul 8. Cine se înscrie la cuvânt? Am câteva probleme. Da? Altcineva? Altcineva? O singură remarcă. Înainte să începem să venim cu probleme noi, o să rog pe domnul primar să ne dea, exact cum a spus la început, exact. Măsurile care s-au luat pentru rezolvarea problemelor care s-au sesizat la ședința din decembrie. Da. Senzorii, da, chiar cu dat pe senzorii. Domnul consilier, vă rog frumos să vă înscrieți la cuvânt. Eu nu mai țin lista deschisă, vă înscrieți acum la cuvânt. Ne mai aducem aminte după, să mai adăugăm ceva, să ne mai certăm un pic în ședință. Vă rog frumos, spunem exact ce avem de spus, și ca să nu când întindem prea mult și nu are rost. Poate să-l scrieți? Da. Domnul secretar, vă rog frumos, dacă nu se mai scrie nimeni. Era de nu l-am pus senzor. Domnul secretar este primul consilier care s-a scris la cuvânt. Vă rog frumos. Aș avea o întrebare. În legătură cu contractele de concesionare a pășunii, am înțeles de la un deținător de contract de concesionare a pășunii că nu mai sunt valabile contractele dacă nu s-au făcut cărți funciare pe suprafețele respective. Dacă este adevărat, cui revenea sarcina să facă carte funciară, adică sunt scris în tăbulezul pășunea, concesionarului, cel care a concesionat, sau proprietarului de drept și de fapt. Că proprietarul de drept și de fapt este primăria, adică comuna Horgești. Și din, cred eu că sarcina reveni proprietarului să înscrie în carte funciară și în tăbulezul pășunea respectivă. Asta ar fi una. Vă spun și cine mi-a ridicat problema. Gosav Gheorghe. Nu contează persoana. Și dacă e așa, că este prevăzut deja în contract, dar ei n-au citit, că dacă până, nu știu, când, dar în anul 2000... Dar nu e vorba de carte funciară, e vorba de... Păi, sfârșit. Asta ar fi una. Și a doua problemă, tot am discutat despre dosar, este un dosar care totuși este vechi și care mă frământă, este vorba de dosarul cu Gloria Bert.
cu căminul cultural Răcătău. Văd că nimeni nu mai dă nicio importanță. Acolo, din câte știu eu, s-a câștigat în sensul că terenul aparține de drept comunei Forgești, proprietar, domeniul public, în schimb a rămas construcția că era neclară, că ea ei sau a cui o fi. Dacă mai este, a venit hotărâre definitivă, dacă să știi și asta doamna viceprimar, trebuie să știi foarte bine și cred că s-a și interesat de treaba asta. Aș ruga ca la ședința următoare, dacă acum nu se poate... Nu, pe asta vă pot spune imediat, că mai zis o dată la ședință. A fost dosarul în primă instanță pe fond, așa s-a decis. Bine ar fi să răspundem la da, sfârșit. Dar numai asta că ea mie, restul prima, ține de domnul primar. Ea s-a făcut recurs și la recurs scrie, am văzut și eu pe portal, scrie că admite în parte acțiunile atât... Admite și la unul și la altul. Da, mai departe nu, nu mi-au mai fost înaintate, nu mi-au mai hotărâre judecătorești care au venit. Da. Ce știu că rămăsese ca domnul primar să solicite prin domnul avocat să solicite hotărârea să scoată un exemplar de la instanță. Atât. Mai mult nu vă pot spune despre ei. Ar trebui să ne spuneți mai mult. De ce? Pentru că hotărâre, dacă la recurs s-a dat o hotărâre definitivă. Da. Unde este hotărârea? Păi și ce v-am spus? Că primarul la care ajungeau hotărârile nu mi-a comunicat acea hotărâre mie. Nici nu știu dacă a fost trimisă, unde este. Din moment ce interesați-vă la instanță. Păi asta a rămas și domnul primar știu că vorbise să îi fie comunicat. Deci la ședința următoare să știm. Domnul Fisecaru? Domnule primar, am văzut că s-au adus stâlpii pentru extindere de rețea. Când ne apucăm ca să facem proiect și pentru celelalte zone unde nu sunt, unde este nevoie de extindere. Da. Atât. Domnul Dămoc. Ne prezentați acum măsurile pe care le-ați luat? Da. Să vă recitesc? Da. Păi, de exemplu... Am, deja, uite, am plătat. Da. Păi da, asta vreați, în cuvântul dumneavoastră, vă spunem, sau eu vă, am zis că... Asta este spuneam... începutul. Vin și cu... Așa. Ok, păi haideți să-mi notez și vă răspund și și. Păi ați spus, de exemplu, că se face adrese către calisaj, ca să vină să, pentru problema da. De la... Să ne spuneți dacă s-a făcut domnul Bubuc, vreau să-i stăpâne. Eu am știut că e cu poștă. Acum autostăpân, când vine echipa de carisaj. A fost problema sezată de domnul Butnaru cu îngrădirea. Ar fi cazul să ne prezentați dispozițiile în care i-ați luat, sesizările care le-ați făcut cetățenilor care au intrat pe domeniul public. Domnul Presecaro se sesizase problema toaletării copacilor de la Regea. Da, acolo da, le-a luat dumneavoastră sau vă spun eu? Bun, păi dacă le aveți atunci... Data viitoare, în ședința asta la divers nu mi-anotez eu că vă notați dumneavoastră și îmi spuneți dumneavoastră și eu vă răspund. Cu mare drag. Foarte bine. Hai să vă răspund eu, pic punctual. Ați sărit peste doamna Savin, că o răzut de tomberoane asta, n-ați notat-o. Este. Păi dar n-ați nimic acum. Nu le-am luat într-o ordine. Bun, eu am scris într-o ordine. Haideți să vă răspund la cele de luna trecută. Deci, referitor la tomberoane, am luat legătura cu firma de gunoaie, de Toma. N-au avut la sfârșitul anului. Urmează ca în cel mai scurt timp să ne aducă, să ne mai aducă tomberoane. Da? Asta ar fi. Bun. Camere funcționale. Deocamdată nu sunt... Și înscris, că ați primis ceva scris, o sesizare, o adresă sau doar verbal? Noi lucrăm telefonic. Așa. O luați ca o notă telefonică. Nu. Domnul, sunăm, spune că mai avem nevoie de tomberoane, aduc și apoi vin și ție mai tradițional cu suplimentul. Doamna, deci eu nu glumesc. Se poate registra ca notă telefonică cu număr de registrare. Există caiet de note telefonice, deci nu fac o glumă când vă spun lucrul ăsta. Deci ați sesizat pe notă telefonică dacă ați primit răspuns sau nu. Bun, referitor la camerele de la vedere, ați ridicat o problemă. Da, noi am luat legătura cu cei care au montat camerele, urmând ca în cel mai scurt timp, mi-au zis în momentul respectiv, după ședință, deci la începutul anului 2018 am luat legătura cu cei de la Rom-Telecom, n-au venit nici la cu la 23 ianuarie, n-au venit să le să putem să facem procesul verbal de recepție și să vedem situația așa cum este. O să mai venim și o să revenim cu adresă către ei. Nu s-au plătit niciun ban, nu s-au absolut. Eu am mers cu principiul până nu le dăm drumul pentru
Când nu facem un proces verbal de recepție, nu o să dăm, o să dăm niciun ban. La școala Sohodor Apă și Lumină. Alo, da. S-a ridicat o problemă. Există, într-adevăr, o problemă cu lumina. Apă, lumină și împrejmuire, vă rog. Uite, mă iertați. Și împrejmuire. Da, păi nu, păi uite, vezi. Așa, la școală, deci referitor la... Discutăm apă, deocamdată n-am găsit nicio soluție. Referitor la lumină, am demarat, m-am spus, proiecte și aici pot să răspund prin chestia asta și domnului consilier Pisecaru. Suntem în faza de execuție, deci s-au adus stâlpi pentru cele două extinderi. S-au demarat două proiecte pentru încă două extinderi de rețea. Unul aprobat în mare de acuavizul EON-ului, celălalt suntem în semnul întrebării pentru că ne-au cerut câteva reglementări pe care am explicat și data trecută, nu știu dacă o să putem să le facem. Am discutat un pic cu domnul jurist de la EON, urma să ne întâlnim, este plecat la București, urmeam să ne întâlnim până la sfârșitul lunii, să avem o discuție din punct de vedere juridic. Pe scurt, ne spune, s-a rezolvat sau nu s-a rezolvat problema? Lumina lasă la două. Deci dacă unul, deci s-a demarat proiectul pentru Bazgară Cătău, deci vorba de păr de acolo, iar celălalt de la Sohodor, deocamdată suntem în discuții. Din sumele vehiculate n-ar ajunge cu tocul PT-ul și cu extindere în jur de vreo 4 miliarde. Eu am zis că nu suntem dispuși ca banii din Consiliul Local să punem acolo. Venim un pic partener cu EON, ne-au cerut, ei vor să investească acolo. Am zis, domnule, noi facem extinderea dumneavoastră, veniți cu PT-ul. Ne-au cerut autorizații de construcții, ne-au cerut mai multe. Deci ei vor să vină, da, ei vor să vină, dar să știe că se alimentează cineva. Și atunci am să discutăm ultima oră, m-am spus, pentru să mai fac încă să purtăm încă o rundă de discuții cu juristul celor de la EON. Dacă aveți și alte propuneri pentru alte extinderi de rețea, le trecem și le facem. Modernizarea căminului deocamdată este la fir, discutăm, încă nu este, nu avem nimic concret. Așa, la raportul Curții de Conturi, văd aici, da. Noi am discutat un pic, nu știu dacă este legal sau corect să-l afișăm pe site. Eu am făcut o cerere ca să... Nu, n-ați înțeles. Nu știu dacă este corect și legal, dacă să-l afișăm pe site, sunt niște date cu privire la unitate, nu știu, pot să verificăm chestia asta, vă pot citi, dacă vreți. Din potrivă, domnul primar, legea vă obligă să-l faceți public, o să spuneți că e confidențial. Ok, dacă scrie așa legea, nu se pune problemă. Așa, referitor la site, eu am discutat, că a zis că nu sunt HCL-urile, mă chemăm un pic, pot să vedem cum mă chemăm. Și doamna care se ocupă și cu ocazia asta aflați și cine este persoana desemnată cu 544 doamna Toată Mătărina, cu site-ul primăriei și cu toate, cu HL, cu numărul și cu denumirea acestuia. Dumnezeu zice că există așa ceva, deci asta așa. Toaletarea la satul Recea. Chiar săptămâna asta au fost. Da, au fost, dar au făcut numai șoseaua atât. Deci, ei vin pe... Rog să se anunțe din timp când da? Se vină, ca să pregătesc. Okay. Da, și ei ne anunță, de obicei, ori cu dinainte, ori chiar în ziua respectivă, vin cu hârtia, știți, noi mergem în satul Rece. Da, e foarte rău că faci chestia asta. Așa. La Pășuni, cu ocazia asta răspund și la întrebarea de astăzi, interpelarea de astăzi a domnului Cătălin Metică. Așa. Într-adevăr, se face și noi suntem în, am făcut un contract pentru intabularea pășunilor, nu neapărat pentru concesionari, cât am fi vrut să facem un inventar faptic a suprafețelor de pășuni pe care le avem concesionate. Și atunci suntem în lucru, depus la OCPI la momentul actual, lucrarea pentru
intabularea. Deci sunt toți documentații care sale? Da, 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 pentru intabulare. Deci pentru măsa. Problema este mare. Nu neapărat, nu aici este problema, o înțeles ceva, dar până undeva la jumătate, ca așa la noi se merge cu telefonul fără fir sau numai cu jumătate. Trebuie făcut un amenajament pastoral. În fine, niște... Ăla e problema mai mare. Pentru că există posibilitatea, noi am primit o hârtiuță, noi am demarat iarăși asupra să depunem dosarele și documentele pe care le trebuie să le facem noi. Așa se vehiculau anul trecut sumii, se pare că nu, prin direcția agricolă au revenit și se face prin direcția agricolă. Am ajuns la direcția agricolă și am discutat. Am depus documente la OCPI, că ne trebuie harta cadastrală a comunii, întregii comuni, cu suprafețe și nu le mai... APIA nu o să mai primească dosare la pentru pășune dacă nu există făcut acest amenajament pastoral. Deci aici este riscul ca ei să nu ia subvenții pentru pășunii, mă refer, nu pentru animale, pentru pășunii. Dacă noi sperăm să terminăm până atunci, dacă nu, există acest risc. În ce costă chestia asta? Terminul ăsta mă văd. În fine, haideți, mă duc, să mă duc, să mă duc, hârtia, să mă duc, să o vedem. Deci asta ar fi. Da, da, tot noi o facem. Nu, deja am demarat și chestia asta pentru... Deci există riscul, v-am spus, undeva în martie, aprilie sau cel târziu mai, când se depune, 15 mai, dacă să-l terminăm, să-l facem, dacă nu există, deci dacă o să-i ceară la APIA, după câte am înțeles eu, și chestia asta cu amenajamentul pastoral. Dar legată și de, cum să spun, inventarierea pășunilor. Deci cei de la Direcția Agricolă ne-au cerut și intabularea pășunii comunale. Dacă domnul consilier Dămog mai are ceva de adăugat? Sau... Da, mai e adresa către Cadisaj, care a spus făcut. Da. E făcut? Nu. Deci recunoaștem chestia asta că nu e făcut. De ce să vorbim mai iunea? Iar problema cu îngrădirea domeniului public, de către 3 cetățeni de la Repetău? Dar care e domnul? Păi da, asta e toată chestia. Problema este aici, domnul consilier, că domnul Burnaru n-a spus cine sunt. Băi, voi sunteți culmeaturi. Păi și de ce nu spunem? Nu tu ca președinte de după primar, de trebuie să-i spunem cine. Ce dracu de atâția ani de când e îngrădită. Dar într-o lună de zile putea să urce în mașină, să ducă să vadă. Ce-o luat toți pe arături de acum? Uite, problema asta ne întâmpinăm noi în toate chestiile astea. Toată lumea vede, dar nu spune. Domnul Bunaru să ducă să-i numere găinile la nu știu care în curte. Dar nu spune nimic, dar spuneți frumos. Domnule, am văzut pe cutare, fără să ne ascundem. Dar nu se ascunde nimeni, domnul. Păi și atunci nu spuneți nume. Da, domnule, uite, așa și îi dăm dispoziție. După ședință discutați cu domnul Portar, okay. Dar asta trebuie făcut. Da. Asta e... Dar cum să vă spun eu nume, dacă v-am spus, trebuia până... Dacă e secret. Dacă e secret. Vă dau nume. Dar să primești un răspuns, trebuie să ai la ce să-l dai, nu? Asta vă trebuie, domnul. Vă dau un singur nume. Da. Bătrânul de la Galeri Radu. Da. A avut 10-20 cm, atât l-a spus să mută multibarul. Dânsul a fost cu căruța la Răcătău, la Pești, și el a numărat exact, eu văzut din întâmplare. Așa. Și uite, domnul meu, pentru 20 cm și am văzut persoane cu 3 metri. Dar nu chiar 20 cm, pare rău, așa... Cât a fost? 80. 80. E până la 3 metri mai este. Hai, la păi, pentru da, unii... Da, am avut sesizare scrisă, sesizare concretă, nominal. La Radu Bălan cu tare. Și ne-am mers, am avut sesizare făcut de vecin. Dar pe un noapte s-am construit cu o casă în mijlocul drumului județean, așa. Nu mă vedeți? A, da, că dăm piste ea. Aha. Deci așa. E clar. Doamna, deci sari în ochi. Ați dat piste ea sigur. Este imposibil să nu fie dat. Sari în ochi la toată lumea care trece pe strada aia. Preferitor la mea așa. E chiar. Dacă după o lună, după ce am spus, nu m-ați reușit să aflați, Definiția amenajamentului pastoral se referă la toate speciile de plante.
pe pajiștile permanente, pe domnul Comunii. Dar revoltător de gata. Și noi trebuie să aducem după aia ameliorarea terenurilor degradate de pășuni, indiferent de proprietar, că e persoană fizică sau juridică. Noi, la nivel de comună, trebuie să identificăm toți proprietarii, persoane fizice și juridice, care dețin terenul intradran sau extradran, pășuni sau fâneață, pentru care vom face după aia proiecte de ameliorare prin OSPA și Direcția Agricolă, nu finanțate din bugetul local, toate de la minister, pentru ameliorarea terenurilor degradate, ocupate de pășuni permanente și de pajiști. Iar cei la care noi am concesionat aceste terenuri din proprietatea comunei, din terenul exlazul comunal, da? Începând cu 1 ianuarie 2018, 18. Contractele de concesiune devin nule până la încheierea acestui amenajament pastoral, obligația fiind a proprietarului, deci a primăriei, ei nu vor mai primi subvenții decât după ce se va întocmi acest ghid. Asta l-am spus. Da, da, înțeleg că după ce o să-și mai ia... Nu. Rezilierea? Nu. Contractul este nul de la sine. Cum? E nul. E nul. Nu mai ia subvenții, nu că... Nu, drag. Nul, așa am înțeles. Este nul. De ce? Este clauză contract între și cine constată nulitatea unui act. Deci în anul 2017, când noi am făcut adresă fiecărui cioban, da? Spune așa, conform legii 16/2016, începând cu data de 1 ianuarie 2018, închirierea, concesionarea suprafețelor de pajiști aflate în administrarea OAT-urilor se va realiza pe durata a 7-10 ani, doar în cazul în care există un amenajament pastoral pentru această suprafață. Conform legii 16, începând cu data de 1 ianuarie 2018, contractele anterioare de concesionare a suprafețelor de pajiști aflate în administrarea OAT-urilor devin nule dacă OAT-ul nu are amenajament pastoral pentru aceste suprafețe. Cele din adresa? 23 ianuarie 2017, când i-am înștiințat pe toți ciobenii. Păi i-ați înștiințat pe ei, dar trebuia să vă înștiințați pentru vreau să le faceți amenajamentele. Pastorale, chiar așa. Amenajamentul pastoral reprezintă baza legală de administrare a suprafețelor de pajiști, cuprinzând următoarele. Durata sezonului de pășunat, producția de masă verde a fiecare parcele de pajiști, încărcătura de animale în unitate vită mare pe hectar, prețul redevenței stabilit pe baza producțiilor de masă verde, măsurile de îmbunătățire a paștilor desfășurate pe durata de concesionare, fertilizarea stabilită prin plan de fertilizare, supraînsămânțare, curățirea, asigurarea sursei de apă, construcții zoopastorale. Să înțeleg că asta intră în obligațiile celui care concesionează. Asta e din lege. Nu, nu, nu. Proprietarului. Proprietarul este comuna Hoge. Da. Deci tu lasă știința pe șobanul, e scris, nu știu, nu mai da, da, anul trecut făceam dar ce lasă știința? Că urmează să... Va întocmi amenajamentul pastoral, iar în cazul în care primăria nu va întocmi acest amenajament pastoral, cu ziua mare, contractele devin nul. Da, da, contractul este sub altă formă. Dar domnul primar e aici, de la 1 ianuarie 2016. Care e 2017? Adresa e din 2016 când a apărut legea. Și în 2016 le-am făcut comunicat. Timp de 2 ani s-a reușit să facă acest amenajament? Da. Și 50.000 de hectare. Deci acum pășurile nu mai sunt... Dar Oficiul de Pedologie și Agrochimie trebuie să încheie un contract de prestări servicii cu Universitatea Agronomică. E o facultate de horticultură. Nu o face OSPA. Oficiul de Pedologie și Agrochimie. O face Facultatea de Horticultură. București, Cluj, Timișoara... Care o să se revină la acest adres, nu mai... Da, să se revină, da. V-am pus și o întrebare. Eu am auzit că acum naștem domnul. N-au cum să nu. Și din 2006 la Tia Mare și nu s-a făcut decât o adresă la cei care au concesionată pășunea. Atât de zi. Să ne vedem, nu am făcut adresă, că trebuie făcut amenajament pașurat, trebuie să-l fac eu. N-am făcut cu Clujul. Da, dar mai trebuia să verificat. Domnul primar, n-am trimis Clujul.
trebuie toate datele și a rămas să faci cu facultatea de Cluj. Și a rămas așa. Poate e-mailul lui Gheorghe, acum le-am trimis la Cluj. Da. Mare parte, din păcate, observ că nu au fost rezolvate. O să continuăm să întrebăm până se vor rezolva. Bun. Pentru că a venit doamna Toader, o să vă întreb referitor la achizițiile publice. Am studiat un pic seacul cu achizițiile publice care le face Vater Corbești. Noi avem doar 61 de atribuiri pe seacul. Comune precum Oituz, Poduri au peste 2000. Deci acolo se publică pe seacul absolut orice achiziție. Dacă primăria cumpără un creion, el apare pe SEA. La noi apar doar cele principale, restul vedem în offline, că se pun cu greutate, acele facturi, Vasion, Selgros, tot ce ține. Normal, alea trebuie să fie publice, să vedem exact ce s-a cumpărat. Da? Și, de exemplu, numai la Selgros sunt facturi de peste 150 de milioane într-un an. Bănuiesc că se cumpără cele necesare. Da, da. Cumpărățile le facem pe bază de notă de comandă și la Vasion și la Selgros, de la Dedeman, în funcție de referate. Presupun. Și de asta ajung, pentru că noi, în noiembrie 2016, da, am contractat un consultant pe achiziții publice, da? Domnul Rotaru. Da. Plătim lună de lună 1500 de lei către domnul consultant. Corect. Pe lângă domnul consultant, nu, avem și angajatul primăriei care se ocupă tot de achiziții publice. Corect. Deci plătim doi angajați, practic, pe practic. Doamna, nu. Doamna este inspector în compartimentul contabilității, printre care își cu atribuții la nivel local de achiziții. Ok. Dacă intrați pe SEA, v-ați putea reprezentat de cine apare reprezentant legal pe SEA, la Comuna Vater Corbești, după un an jumătate de mandat? Nu m-am uitat, recunosc. Domnul fost primar sub Carionel. Persoană de contact, domnul Bogdan Eugen. Nu știu dacă domnul Bogdan răspunde la telefon și ca să reprezentăm. Aici e vorba de certificat. Deci aici e vorba de certificat. Cine trebuia să obține lucrurile astea? Păi, răspunde la întrebare. Da, domnule. Păi, nu m-am uitat. De ce? Plătim 1500 de lei lunar. Pentru domnul Rotaru. Ar fi normal ca domnul Rotaru să vină, pentru că s-a prelungit deja cu un an, să fie prezentat un raport de activitate la sfârșitul anului trecut, să vedem dar cum celălalt raport. Da. O să-l prezentăm în ședința următoare. E foarte normal. După aia, sunt foarte multe achiziții. De exemplu, noi am aprobat contractul de dezăpezire acum, da? Am văzut că am contractat la 200 de lei pe oră pentru 240 de ore, de lei ora. Nu se specifică dacă plătim staționare, plătim... Nu plătim staționare. Nu plătim staționare. Da, am contractat pentru 240 de ore, plătim toate cele 240 nu. De ore? Nu. Pentru că așa apare. Răspund eu? Da, răspund eu. Deci, noi am pus perioada de iarnă. De cele 240 de ore, până am zis 80 de zile, ori 30 de zile, am zis cel puțin o lună de zile, va fi probleme cu dezăpezirea. Și am zis 30 de zile, ori... Nu prea au fost, că iată prima zi... Domnule, mă lăsați să vă răspund până la capăt. Asta a fost ideea. 30 de zile, ori 8 ore pe zi, ar veni 240 de ore, ca să ajungem acolo. Noi nu plătim, e logic, că dacă până acum am făcut, au fost două zile. Una, ba nu, o zi jumate, nici așa, că am îndrăvat 7 ore într-o zi și 4 ore în a doua zi. Deci, n-are cum, deci vom plăti exact cât se prestează. Văd că am închiriat concret un grader și un încărcător frontal. Încărcător frontal. Am văzut că se dezăvește contractor. Nu, cu gredere. Gredere au trupul plusate, da. Unde? Tractate. Unde? Cum unde? Păi nu e utilat. Ce unde, domnule? Ce unde? Eu, după ce o neta mea și am intrat un drum nedezăpezit. Când, domnule, concret? Acum când o nes, luni, marți, când o nes. Luni acum? Da. La ce oră? Victor o nes. La 7:30 dimineață, nu era trecut nici. Nu era, așa este, așa este. La 8:30 a plecat un tractor cu sarni după el, dacă punea un cauciuc, eram cu 7 ani. Sarni? Nu ia o lamă după el. Dar nu este un trebuie dezăpezit uliță. Adică? Cum? Drumul dezăpezește cu lama aia pe tractor? Dar drumul nu s-a dezăpezit cu lama? Se vede rezultatul. După o săptămână de soare, începe nu s-a dezăpadat pe asfalt.
Am făcut dezăpezire și știu ce înseamnă. Eu am fost, în primul rând, o nis seara și o plecă la dezăpezire după ora 8 dimineața. Da, domnule. În primul rând. Da. Trebuia dimineața să fie. Asta da, te recunosc. La prima oră s-o plecat dimineața, la prima oră. Utilaj de la nu sunt curață de urmă. Deci o nis pe joi, deci miercuri noaptea, o nis miercuri noaptea. Iar joi dimineața am intrat la dezăpezire. Și noi când vrea spun, noaptea înainte de a minge, băgăm la dezăpezire. Domnul primar, vă rog frumos. Domnul Dămoc, era înscris la cuvânt. Să înțeleg că a terminat și a început domnul Dancă și a început cuvântul. Nu înțeleg. Păi atunci stăm până de seară, când se tunecă, ce facem? Vorbim de adus-mi aminte. Haideți, vă rog frumos. Vă rog frumos, domnul președinte. Haideți, domnul Dămoc. Pentru că a venit vorba de dezăpezire, nu știu cine e responsabil cu dezăpezirea, dar nu știu dacă e corect și nu știu cum s-ar vedea oricine din această sală, ca în momentul când se ajunge în dreptul casei lui, lama să se ridice și să nu se mai ia zăpadă. Da? Pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat. Da? După două ore, după ce s-a aflat, presupun că da, faci gălăgie, normal că faci gălăgie când vezi că exact la tine, de la tine... Nu știu, nu cred că este adevărat situația, dar în fine. Asta este realitatea, eu nu vin. Concret, concret, iarăși încă o dată, cu lucruri concrete. Concret, domnule, putare, putare, putare. La putare, în poartă... părinților s-a ridicat, la urmă, îți venea lumea, domnule, ce se întâmplă? Domnule, nu e adevărat, chiar a fost un care zice, ce oamenii ăștia cu dumneavoastră, a fost discuția. Au trecut lama și apoi au vorbeau în magazin că nu, la ei n-ați făcut, nu s-a dezăpezit. Domnul Dămoc, deci, oameni care erau în magazin, s-a dezăpezit, chiar așa au zis. Dumnezeu, ce oamenii ăștia cu voi, că dacă deci aveți în magazin... numărul meu de telefon, mă sunați și-mi veneam până acolo și constatam. Și au văzut oamenii că dezăpezirea a fost corect făcută. Nu, domnule, dar până la urmă, șeful unității administrative teritoriale, nu? Dacă nu sunați pe doamna Vici. Nu, dezăpezirea a fost făcută corect. Sunt niște lucruri care nu se fac. Deci doamna Vici spune că dezăpezirea a fost făcută corect. Ați trebuit să sunați la dumneavoastră, nu știu dacă sunteți mulțumit de răspuns. Problema este, dom'le, dacă aș fi numai eu, dar mai lucrez și alți oameni, dom'le. Păi tocmai că oamenii au zis... Oamenii, de ce să sufere din cauza noastră? Că practic asta se întâmplă. Domnul Dămoc, nu mă vă victimizați. Și am spus la dreptul casei părinților noastre, poate nu erați acolo și vă luați din ce ați auzit. Chiar persoane care stau în zona acolo, erau în magazin, au auzit discuțiile care se făceau și au oprit tractorul și persoana și au zis, domne, ați curățat, e curat pe drum, de ce se discută în magazin? Ce au oamenii ăștia cu voi de spun în magazin că nu s-a făcut dezăpezire? Eu nu cred că s-a întâmplat chestia asta. Astea sunt probleme personale. Nu sunteți, dumneavoastră, nu stați în loc, ce și de aceea. Asta nu sunt probleme personale. Ce mai întrebați? Domne, așa au zis oamenii. Dumneavoastră nu aveți cum să știți. Că nu erați atunci, noi eram în localitate, dumneavoastră nu erați. Spuneți ce ați auzit, că mi-a zis mama, domnul, tata și... Domnul Dămoc, părerea mea este că nu mai întâmplă în chestia ta. Ne sunați să vedem, să vedem la fața locului, dar eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Nici eu nu cred ceva. Acum ce mi-a zis mama, mergem mai departe. Vreau să vă întreb despre situația proiectului pe care l-am aprobat în parteneriat cu Oate Ungureni. Programul școală... Nimic, nici cred că nici poimul respectiv, podul respectiv, nici nu știu dacă nu... Nimic, absolut. N-am făcut nimic. Nimic, niciun leu n-am dat la consultanță, n-am dat nimic, nimic, nimic. Eu sunt adeptul să nu dau bani înainte, că nu mi se pare corect. Înțeleg că totuși a umblat un consultant. El a venit așa pe bonul. Dacă omul, cum să vă spun, au venit, ne-au făcut consultarea, au venit cu... Și am aprobat în ședință consiliul local. Putem să aducem chestia asta. Se va face plata, se va face lunar după obținerea cererii de finanțare. Dacă omul a acceptat modelul ăsta de contract, cum se plătesc înainte de... Deci consultarea respectivă se plătea după obținerea cererii de finanțare. Deci de nou un proiect care se pierde din cauza cui? Nu știu. Dar ce am pierdut în toată chestia asta? Cum? Pierdem proiectul, nu? Păi din proiectul. Înseamnă, dar n-am pierdut bani, n-am pierdut nimic. Dacă pierdeam și bani și proiect, ce s-a întâmplat? Păi noi de asta am venit și ne-a cerut votul pentru proiect? Da, corect. Bun. Deci cineva e responsabil pentru că nu știu, a fost depus cel puțin proiectul? Nu știu dacă e depus, nici nu m-am interesat. Dar mă interesează și vă răspund. Uite, proiectul... Chiar vă rog, chiar vă rog. De asta, proiectul respectiv a venit cu el cu urgență, într-o ședință extraordinară. Da, domnule, da. S-a votat, s-a votat, și iar după nimic, zero. Era un proiect foarte important de niște... Eu știu că era un proiect important. Dar la care nu s-a plătit nimic, asta vreau să vă spun, dacă... Ar fi fost grav să se plătească, ar fi fost grav să se plătească. Da, deci și grav și așa, dar e mai grav dacă se plătea. Ok, ia-ți alt răspuns, nu s-a...
rezolvat nimic cu acest proiect. Da. Vreau să vă fac să vă atrag atenția asupra câtorva obligații care sunt în ceea ce numește publicarea pe site-ul instituției. Am înțeles că s-a primit o adresă la Primăria Corgeș pentru publicarea, conform legii 153/2017, a tuturor salariilor angajaților Primăriei Corgeș. Vreau să-mi confirmați dacă s-a primit sau nu acea adresă. Nu. Dacă nu știți, atunci o să încerc să obțin eu numărul, dacă s-a dat numărul de înregistrare. Pentru că, dacă e așa, la articolul 33 aliniatul 1 se specifică toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la articolul 2. Deci aici e vorba și de noi. Vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice ce intră în categoria personalului. Domnul domnul, funcțiilor, nu personalului, nu numele personalului. Nu, funcțiilor. A funcțiilor. Da. Nu, că a spus mai devreme personalul. Asta am înțeles eu, mă scuzați. Acum vă citesc legea, da? Da. Dacă vine adresa... Trebuie următoare, da. Salariul de bază, tip, bază de calcul, o să studiați legea. Deci legea de la 30 septembrie ar trebui să le avem publicate pe site. Nerespectarea înseamnă contravenție, s-a la 5.000 la 10.000 de lei pentru... Cine dă amenda? ITM. Păi da, dar trebuie să fac dovada cu trimis adresa. Eu n-am spus că vine să... Păi nu! Deci eu am cerut pentru că să se respecte și să fie așate salariile. La fel, în normele metodologice de aplicare ale legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizarea documentațiilor de urbanism, specifică. În vederea asigurării transparenței privind accesul la informații de interes public în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția publicului documentațiile aprobate prin afișarea integrală pe pagina proprie de internet, cu acces gratuit la acestea pentru descărcare și cu obligativitatea menționării sursei la fiecare utilizare a informațiilor respective. Da? Și prin furnizarea acestora spre consultare la sediul autorității administrației publice locale sau la punctele de informare organizate la nivel local. Afișarea ce? A planului urbanistic general. Da? Deci dacă notați, în legea 350/2001 nu am aplicare. Da, dar Bucu i-a aprobat în 2011. Păi, Bănuiescu a fost afișat. Nu este nimic afișat. Okay. Dacă ar fi fost, nu mai ceream acest lucru. Legea 273/2006, finanțele publice locale. Procesul bugetar este deschis și transparent. Deci o să vă rog să, conform legii, să publicați proiectul de buget anul 2018. Da. Trebuie pus în, făcut o consultare publică. Și câteva lucruri care nu s-au respectat la proiectul de buget de anul trecut. Da. Și mai avem din învățat... Da. De ce? Hai să ne lămurim o dată, domnule. Da, vom are timp. Lecții din astea îi ținem primarului acum, legea aia. Vine ITM-ul nou publicat, aia o sancționează și partea asta. Ce vreau să fac direct sesizarea la ITM? Nu. Numai bine informez pe domnul primar? Deci, atenție un lucru. N-ai recunoscut ședința, când nu-i convocată corect, nu știu ce, și ne ții acum o oră cu toate astea. Hai, domnul consilier, dacă vă deranjează... Dacă nu terminat, mai răbdare. Dumneavoastră chiar nu știu de ce vă deranjează spune asta. Păi nu deranjează. Dar nu mai te iau. Deranjează pe mulți. Deci nu recunoști ședința, nu ești de acord cu absolut nimic și la urmă ții o mulțime de lecții. Bine, și mai mult decât atâta. Mai mult decât atâta, n-am nimic cu primarul. Ridică o problemă Budnaru și mă interesează pe mine cum să rezolva problema lui Budnaru. Îl interesează pe Budnaru. El trebuie să tragă pe primarul la răspundere. Asta e părerea mea. Nu-i corect așa? Nu suntem avocat. Domnul Bunaru n-a mai avut curaj să mai ghece. Domnul, haideți, ce mai aveți de avocat, ca să dăm cuvântul și celorlalți consilieri. Am auzit să se poată consilieri. O singură lucru foarte important la articolul 30. La aliniatul 6 spune foarte clar. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale. Da. Aici mă refer clar la taxa de sanitate care s-a pentru persoanele cu locuințele nelocuite. Da? Da. Spune clar. Deci dacă oamenii o să depună acea declarație pe proprie răspundere,
că ei nu se folosesc și nu, plăt, și nu produc gunoi în anul respectiv. În hotărârea Consiliului Local din Mătistație există așa ceva? Ce anume? Bănuiesc, eu așa țin minte că amendamentul dumneavoastră în discutirea persoanelor care nu locuiesc nu a trecut. Eu așa țin minte. Păi domnule, păi foarte, foarte, foarte rău că n-a trecut. Păi... Pentru că nu respectați legea în condițiile astea. Sunteți obligați ca, ca persoana care vine la primărie să-i registrați acea cerere, acea declarație, da, că el nu locuiește și că nu produce gunoi. Pentru că dacă dumneavoastră după aia o să-i luați bani ca, ca așa, el poate să acționeze o ATE în judecată și cu siguranță va câștiga. Vine din afară? Mai știi. Asta, asta se va întâmpla. Păi, pentru să vină, să vină cu cerere, domnul Dămoc. Care a fost să depună acea declarație și i s-a spus, nu se poate, Consiliul Local a decis. Deci când e așa, aruncă pisica pe Consiliul Local. Păi Consiliul Local, dumneavoastră ați văzut lucrul ăsta, da? Și Consiliul Local să răspundă, care au ridicat mâna pentru lucrul ăsta. Corect. Da, bine, răspunde. Uite, răspunde, de exemplu, domnul Dan a spus, mi-am amintesc că în două luni de zile sau într-o lună, ăla face mai mult gunoi decât fac eu. Da, într-adevăr. Parcă așa a fost discuția. A aprobat Consiliul Local, Consiliul răspunde. Da, e o problemă. Dar dacă omul nu vine doi ani acasă, nu ai drept. Cine ține evidența, domnul Dămoc? Aici vă răspund. Da, da. Cine ține evidența lui domnul Crețu că nu vine doi ani acasă? Cine... Nu, nu, nu. Păi răspundeți-mi la întrebare, nu răspundeți pentru o altă întrebare. Păi cum adică cine ține evidența? Păi dar... nu știu eu dacă vine ăla sau nu vine. El scrie, vine domnule acasă, primar, eu plec în Italia. Cineva dacă se sesizează că persoana a fost acasă, asta e, se impută, da? A dat o declarație în față. Și ce fac? La tacheu atunci. Și domnul Dămoc, dumneavoastră v-ați abținut și ușor de abținut. Taxa de salubritate trebuia plătită. Ați lăsat pe majoritate să voteze, dumneavoastră vă abțineți să puteți veni să atacați în Consiliul Local, să dați bine pe cameră, dar puneți problema. Taxa trebuie primită de la oameni ca să se placă, să facă plata salubrității, da? După aceea, dacă tot reduce pela, pela care oricum produce și el gunoi când vine vara, ce să facem? Să punem pe ceilalți să plătească? Să vă asumați să majorați taxa de la 60 de lei la cei care sunt acasă, să le puneți acum 100, doar pe motiv că un om care vine doar două luni pe an nu-i punem și ca sumă nu ne încadrăm să plătim serviciu. Eu mi-aș asuma că fac o colectare mai bună, că nu mai fac risipă de bani prin alte... Cum adică? Spuneți cum? Veniți și cu propuneri. Veniți doar, ne luați doar în râs, vă abțineți la toate ca să puteți să aducați, dar nu veniți cu absolut, nu veniți cu absolut nici, cu nici o propunere care să arăte că noi am greșit, și care să fie mai bună decât ceea ce Consiliul Local, consilierii pot veni cu proiecte de hotărâre, da? Vă abțineți și după aceea atacați. Eu de bine de rău am două proiecte. Dumneavoastră câte proiecte de hotărâre aveți într-o lună jumătate? Care două proiecte? Am și eu. Vă rog, urmăriți când spuneți că urmăriți. Aveți un singur proiect, da? De frumusețarea comunei. Și eu colaborez. Și să vă rog să ne plimbăm un pic să vedem cât de frumoasă e comuna. Da. Unde ne plimbăm? Vreau să sunteți aici ca să ne plimbăm. Asumați-vă că veniți numai la ședință și mai mult de atât nu. Trebuie să răspund dacă sunt atacat, nu trebuie să răspund. Și de ce nu spuneți că veniți acolo? Mai aveți, domnul Dămoc? Sincer, mai aveam, dar o să da. Mai las și pentru ședință. Chiar, da, mai. Ați luat cea mai corectă decizie. Bună, bună. Domnul Dantă? Dar eu aveam problemă cu rezăpezirea, care... Da, domnul, ați rezolvat-o, da? Dar n-am fost domnul Căniman? N-am rezolvat-o. Să-și azăpez masă, zic, am pot muri. Cum să vă spun eu? Domnul Vrânceanu, nu v-ați inscris la cuvânt? Domnul Vrânceanu! Domnul Vrânceanu! Nu v-ați inscris la cuvânt? Culmea este, asta vreau să spun, că sunteți cam singurul nemulțumit de dezvipezire. Noi suntem apreciați că am intervenit, dar acum să ziceți supărat că n-am intervenit. Așa, deci să vă spun ce s-a întâmplat. A venit cu mașina al cuiva și mi-a zis, lasă-mă aici că nu-ți vă desfunda drumul. Da, domnule, recunosc la ora 8, abia la ora 8 am ajuns aici, da? Recunosc chestia asta. Recunosc chestia asta că la 8 am început. E normal? Nu știu. Dacă mergeam mai mult cu 30 de metri, tot atunci v-a apucat de zăpezire. Garanția tot primar, domnul Căniman. Domnul Căniman, vă rog. Domnul primar, astea care s-au dat foc, s-au deteriorat, le-au luat rost, cine le plătește? Primăria. Eu am văzut vreo 5-6. Tu răspunzi din sânge aici. La nivel de comună, dar să plătesc? Nu dai dumneata. Nu, nu dai dumneata. Da, domnul consilier, este o întrebare foarte pertinentă. Problema este că noi le avem în... în custodie de la firma de salubritate. Și eu am cerut, nu, este în custodie, adică ne lasă cu titlul gratuit. Dar dacă nu se restituie, ați înțeles? Noi să negociem, că
mai multe lucruri. De asta solicităm în ultimul timp împreună cu doamna, cu doamna viceprimar, am luat decizia să ne aducă, dacă să ne aducă numai de tablă, deci nu ne mai aducă de plastic. Plastic, da. Vedem și noi chestia asta, v-am spus. V-am dat exemplu cu apa. Deci, și a doua întrebare, da. Dacă nu avem bani să luăm tubele pentru toată comuna, să luăm pe localitate. Dau exemplu. Galeriu, prima localitate, din bun pentru aia. Așa. După aia, pentru orice. Bun. Și atunci, în momentul ăla, de acord cu dumneavoastră. Deci Galeriu plătește 4 lei, care pubele. Da. Și vine margine de mașină sau bine. Dar dacă nu avem bani și tot plătim tomberoane degeaba. Așa. Dar nu plătim, deocamdată nu plătim tomberoane. Fiecare ședință, când satul plin de gunoi, nu mai duci în capul și îl pune pe lângă biserică. Eu vreau să... magazin pe unde spuse, că acolo spuse pubele. Da, mă filmează și vă dau și îmi asum ceea ce spun acum. Chiar dacă vom da pubele, gunoaie vor fi prin râpi în continuare. Dar banii nu vor fi în centrul satului. Dar banii nu vor fi în centrul satului, fi în centrul satului, domn primar. Vor fi și acolo. Vor fi și mai mult. Domnul meu, e vorba, cineva am vorbit cu un om de rând și bătrân, civilizație. Da, e vorba de civilizație. Am urcat, da, domnule, și n-ați văzut cu noi nimic? Uite, am urcat în pădurile la Gioseni, au pubele. Și în pădurile la Gioseni, un sac din pepăr s-a aruncat într-o margine. Ei, acolo nu știu dacă lucrez, că tot de pe la noi l-au aruncat. Da, păi, așa le-a venit acolo, educație. Păi da, dar tot de la noi l-au aruncat acolo. Și atunci, la Gioseni nu vin aici. Da, să dea Dumnezeu să reușim să se țină licitația, să ne dea pubele la fiecare, dar asta nu cred că nu vom mai găsi gunoi. Și acolo a fost zietul cu un autocar de copii și au strâns toate gunoaiele din pădurile la pachet. Dar acolo iar nu a pus. Domnul Dreva mai vechi. Vă mulțumesc. Doamna Sabin, vă rog, haideți, că dacă tot ați spus. Doamna Sabin, după aia. Așa am rășcat. Nici o problemă. La rugămintea părintelor, preotului, dacă se poate un ajutor de urgență pentru bătrâna Pădreanu Aieta, de 90 ceva de ani. Ok. Și dacă putem avea și noi lista oamenilor de la ajutorul social. Este afară. Da, domnul, este afișată lista de beneficiari de ajutor social. Dacă vreți asistentul social, o să vă pun la dispoziție. Și... unde e afișată lista? Pe afișie, domnul Dancă. La unde ți-a afișat lista? Domnul Crețu, vă rog frumos, domnul Dancă a avut cuvântul. Domnul Crețu, vă rog frumos. Deci, domnul președinte, cer scuze că ședința trecută a fost un pic mai iutic, cum se spune, amănui. Dar să știți că vă dați interesul ca o ședință să decurgă cât de cât normal. Mai am dar sunt, nu, vreau să termin ideea. Sunt destui pe aici care le place să vorbească pe lângă. Și de aici pleacă, să îi zic, toți nervii ăștia care se localizează pe noi toți. Am spus-o de la început. De când am propus acest punct, oameni buni, este un punct greu, dar decât să-l intercalăm la toate punctele la proiectul... Vă scuzați că vă întreb, domnul Crețu, concret, ce întrebări aveți? Concret, nu vreau să concret. Tocmai aici am vrut să ajung. E punct divers. Deci, haideți, domnul președinte, în momentul când omul nu vrea și nu vrea să asculte, păi înseamnă că poate să iați și afară, aveți dreptul ăsta. Știu. Chiar dacă e X, Y sau prieten sau neprieten, aici aveți, vă asumați o responsabilitate. Și trebuie să o duceți până la cap. Pentru asta v-am votat. Problema cu zăpadă. Nu mai discutăm. Mă dau afară pe ușă? Nu. Dacă vreți, citesc în regulament. Deci, nu cred. Pentru că el citește numai ce-i convine lui. Legat de dezăpezire. Așa, mergem la dezăpezire. Deci, nu știu de unde ați adus utilajul ăsta. Nu știu. Nu. Eu vorbesc cu primarul, cu școlul. Da, păi toți consilierii. Deci, păcat. Nu. Ăla nu e utilaj de zăpezi. Nu știu cine a fost cu ideea, de unde a fost adus. Da. Eu zicea cineva că chiar de aici din comună persoana respectivă. Nu știu, dar e adevărat. Dar în prima fază, dacă în dimineața când a venit domnul primar, v-am sunat insistent de câteva. Da, dar eram în zona Răcătău. Mi-am dat seama că sunteți ocupat. Nu vă scot vinovat. Chiar vreau să vă arăt cum au venit cu zăpada în bot la vale, dar ce zăpadă, că jumate rămânea pe mijlocul drumului și mi-a împingea mie în stație, că acolo e tot domeniul public. Deci am insistat și la doamna viceprimar, nu mi-a răspuns. V-am sunat după și mi-a răspuns. Da, se rezolvase problema, că l-am găsit pe Cristi. Nu mi-ați răspuns, da. Deci se mișcau pe aici, pe zonă, băi, ce faceți aici? Și
L-am văzut cum se chinuia omul ăla cu utilajul. Deci nu este utilaj de dezăpezit. Lama din față. Deci nu putea să o ducă că nu-i trăgea. Și grederul ăla la mijloc, îngust, foarte îngust. Nu știu dacă are 2 metri. Și dădea mai mult, numai un pic, un pic într-o pat. S-a chinuit 4 turi. Cristi poate să vă confirme. 4 turi s-a chinuit să împing un pic din stații zăpadă care mi-a băgat sau nu cu intenție. Da, de probleme tehnice. Deci vă spun, dacă mai vine, să te-a domnul să mai ningă, că mi-aș dori mult să ningă, mult. Eu am o chestie cu budul excavatorul ăla care mi-a lăsat. Dar dacă... Haideți să vinem cu oameni profesioniști. Domnul Bunaru, vă rog frumos, l-ascultă-l pe domnul Crețu. Domnul, am un terminat, mulțumesc. Am văzut. Domnul Bunaru, vă rog frumos. Nu-i putem stăpâni. Domnul Bunaru, păi v-ați înscris la cuvânt. Da. Mi-ați dat cuvântul? Da, vă ascult. Da. Tot legat de zăpezire, avem din nou lamă cu senzori, cu drumul de ceamă. Ați văzut trambulina vieți înainte să ajungeți acasă. Eu. Deci dunele care s-au spulberat, acolo au înghețat, așa au rămas. Cred că în câteva zile au trecut de... Da. În fiecare zi și nu au pus lama jos. Revenind la chestia asta, într-adevăr am văzut și eu, domnule, că eu tot vin din partea aceea, vă dați seama că trec prin ele. Și am intervenit atunci când a fost proaspătă joi, în ziua de joi, cu grederile noastre. Culmea este că acolo s-a făcut treabă aici la Fântâna Valentoaie. Da. Dincolo se bătătorise deja zăpada și n-am putut să rupim în partea cealaltă, în Blaichim acolo. Și au rămas și la... Nu, plecau în partea cealaltă. Au plecat în zona respectivă și dacă s-au făcut bunii, prefer să aștept județul până să-mi împunde drumul decât să intervin. Deci m-ați înțeles? Și uite că acolo n-am ajuns și s-au întărit acolo la Ichim și uite așa, e o trambulină acolo la... Și culmea este că vine mașina, și nu o lărgești, nu... Dacă vreți, vă spun eu ce se întâmplă. De ce? Când intră prin sat, lasă lama jos, când iese din sat, ridică lama. Eu am văzut că eram în urmă. Ei, probabil... Și l-ați oprit în calitate de consilier local. Când intră în localitate, de asta e trambulina aia acolo. Da. Și vă întrebați. Nu merge cu viteze, nu? Cineva trebuie să suni și percutează, imediat vin și fac treaba bună. Eu așa făceam. Și vă întrebați. Dacă știți de licitația cu asfaltare, dacă știți... Nu. Trebuie n-am să plătească zăpadă. N-am. Rământă, a? N-am. Are. N-am, dar în același atunci, timp vreau să... Atunci să pui mata semne aici de circulație. Bine, 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 de acolo. Nu, n-avem nimic deocamdată concret. Domnul, nu este buget pe anul dat. Sunt aprobat suma. 5,3 milioane euro aprobat. Nu, dar nu mai faceți afirmații neapte, domnul Bogdan. S-a semnat contractul de finanțare. Cum de ce dacă a spus domnului Bogdan, dacă nu s-a înscris la cuvânt, domnul, iertați, facem. Da, mă rog. Domnul Dudulică, vă rog frumos, e și ultimul scris pe listă. Da, bine, este o listă închisă. În câteva cuvinte, vreau să spun și eu ceva, vreau scurt, așa? În legătură cu extinderea rețelei electrice. Da. Eu asta am spus că e o situație dificilă cu autorizații. Da. Și oare nu se găsește o modalitate? Găsiți o alternativă și eu îmbrac cu drag. Păi s-o găsă. Păi legală. Da, da, înțeleg. Legală. Nu lăsați, asta vreau să vă spun eu. Mi-aș dori ca și Consiliul Local să găsească și să vină cu soluții, da, nu să lăsăm în, numai, băi, primarul, deci, viceprimarul, hai să găsim cu toții, cu de asta suntem aici. Acțiunea care acțiunea în constatare, da, fac acțiune da, cu proprietarul pământului. Cu proprietarul pământului. Păi da, dar după câte știu da. Eu, toți ăștia din da. Pod, din la da, pe de asta vorbim. Care s-o extins, da, dar același lucru e și în spatele la da. Mărioara, e același lucru. Nu, acolo e altă treabă. Cum e aceea? Dar ăștia... A autorizația aceea, aceea și nu știm noi. Nu, stați un pic. Așa, de ce? Deci ăștia care da. S-au extins da. De sus până la Fântâna da. Balentoaie acolo, da. Au terenurile cumpărate. Da, domnule, cumpărate deci, cum? Deci la Mărioara e altă treabă, cum? Că acolo nu, 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 nu. Sunt terenurile... Ia, Iori, cumpărate cum? Cu foaie din caiet. Cu... Bă, dar lăsați-l, domnule, să răspundă, domnule. Păi da, dar asta trebuie... Foaia aia de caiet nu mă pot duce la Eon cu foaie de caiet. Înțeleg. Înțeleg. Asta vreau să vă spun. Asta trebuie pus în temă. O să avem o ședință cu oamenii din zona acolo și să le explicăm ce trebuie făcut. Să-și facă titlul pe... Mă rog. Păi să-și facă cum să-și facă? Să-și facă acte de vânzare și cumpărare asupra terenului. Și ai da, ce vă spun domnul Cotică Mitică? Trebuie acțiune în constatare, să o faci matare și să dai
pe cel că nu s-a făcut perfectat actele. Dar de obicei s-au cumpărat de la moștenitorul proprietarului. Care din Maria la ce ține da, mai avem ceva de deci e foarte complicat chestia. Asta trebuie. Deci cetățeanul să... Tu cât un proprietar, că-și facă documentul și documentația... Da, domnule! Domnul președinte, a terminat ce nu, 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 și după aia primăria, pe baza actului, se elibereze. Domnul, corect, corect, exact. Procesul e foarte bine așa. Domnul primar, dar la galerie autorizație pe casă? O parte au. O parte au. Două case sau trei. Domnule, ai, dar aici n-ai. Da. Păi, dar așa o lăsăm. Nu, nu o lăsăm. N-am zis că o lăsăm. Dacă ați înțeles, dar sunt domnul... Nu, dacă ați fost atent la ce a zis domnul Budulică, asta e procedura de făcut. Asta durează 10 ani. Dar sunt oameni care vreau să se mute în casă și n-au cum. Păi să se mute, domnule, dacă nu au construit casa, nu s-au gândit că n-are curent? Acum audăm dacă a construit. Dar notăm, domnule. În momentul în care construiești o locuință, trebuie să faci autorizație de construcție, domnul Crânceanu. Păi ce n-au nimic. Răspunsul care trebuie să-l primiți. Dacă nu mai avem nimic de adăugat, încheiem ședința. Vă mulțumesc.